fain și simplu. Prezentat de Check Bank. Îmi dați ani, ani înainte. Mai vreau să trăiesc puțin. Mie mi-e frică de moarte. Nu pot să-ți explic de ce. Mi-e cam frică, recunosc. Și trebuie să vină, știu. Dar nu știu unde mă va prinde. Țin minte așa ca prin vis, că eram 6 jumătate, nu împlinisem 7 ani când ea a plecat de lângă noi, s-a necat în prut. Ea s-a necat sărind să salveze colega de bancă. A fost aia cea mai tristă zi a vieții tale, Florin? Am coborât, am luat-o pe mama în brațe și mama mi-a spus: Florinel, Lucica nu mai vine. Și azi un pic, mâine un pic, am început să mă îmbolnăvesc de profesia asta. Foarte faină fată era. Mi-a plăcut. Tu ești un om normal, în sensul că eu, colegele mele, m-am ocupat de ele. Ei au fost un îndrăgostit. Mi-a plăcut aventurile. De pildă, m-am căsătorit, nu pot să spun, din mare dragoste. Mi-a plăcut. Pe o bancă stătea o pereche. Bună ziua, mă cunoașteți? Da, sunteți Florin Piersic, zic, eu sunt. Vreți să veniți să-mi fiți martori? La ce? Mă însor. Vorbiți serios? Da. Cu cine? Cu persoana asta. Ce vedea, ce drăguță e. Nici azi nu știu cum îi cheamă, nu știu cine au fost. Ei Incredibil. Au fost martorii mei. Eu cred că e o suferință relația asta pe care o ai acum cu Florin. Nu-i fiul meu. Pentru mine el e un actor extraordinar, de talentat, de bun și știe mult. Acum, târziu de tot, regret că n-am jucat cu el la Bulandra această piesă unde mi-a propus el să o joc. Mulțumesc. Vezi, întotdeauna... Mulțumesc. O dragoste de asta de fiu față de... Frumos. De tine. Și eu n-am spus asta decât tatălui până acum. N-am fost în forma mea cea mai bună. În altă viață vă promit că o să vă fac un program extraordinar. Salut, sunt Mihai Morar. E ultimul episod fain și simplu din 2022 și vă ofer o conversație rară cu Florin Piersic. După aproape 2 ani de când i-am lansat invitația, Florin mi-a făcut acest dar de sărbători. Mi-a spus că e primul și ultimul podcast din România la care va veni. Și mă bucur că a făcut-o la câteva zile după ce și-a lansat cartea scrisă cu mâna lui, Viața ca o poveste. Florin nu vorbește, el povestește. Piersic nu joacă, el trăiește. Și într-o lume plină de vorbitori, el ne este cel mai mare povestitor în viață. Știți de ce tace toată lumea când îl ascultă pe Florin? Pentru că în poveștile lui Piersic avem impresia că ne trăim viața mai mult decât în propria noastră viață. Înainte de sărbători, îndemnul meu este să-l asculți pe Florin. Iar îndemnul meu pentru vacanța de sărbători este să aveți timp pentru cei dragi, pentru minte, trup și suflet și să nu uitați să citiți mai mult. V-am mai vorbit despre Voxa, aplicația românească cu ajutorul căreia poți citi mai mult. Cum? Fain și simplu. Ai peste 45.000 de titluri de audiobook și e-books în limba română direct pe telefonul tău, cu un abonament care îți oferă acces nelimitat la tot conținutul. Îți descarci audiobook-ul preferat, oprești accesul la internet și fără notificări, asculți fără întrerupere cărțile dragi. Iubesc cărțile fizice, dar avantajul cărților audio este că poți asculta în timp ce faci altceva. Nu am timp să citesc, e doar o scuză. Cărțile sunt prea scumpe, e o altă scuză. Cu prețul unei singure cărți poți asculta și citi câte titluri vrei tu. În plus, Voxa mi-a oferit un cod de reducere pe care vi-l dau mai departe. Intră pe Voxa, activează-ți abonamentul lunar la preț redus pentru următoarele 6 luni și când îți activezi abonamentul, nu uita să treci codul Fain și Simplu, ți l-a scris și pe ecran și ai jumătate de an în care asculți și citești cât vrei cu o reducere de 25% în fiecare lună. Una dintre cărțile audio pe care mi le-am salvat în bibliotecă este chiar Marele Gatsby, lectura lui Florin Piersic Jr. Iar în această vacanță de sărbători mi-am propus să ascult și cartea De ce nu mi-a spus nimeni asta până acum? Sfaturi practice pentru zile cu susul în jos, scrisă de Dr.
Julie Smith. Nu uita să aplici codul de reducere Fain și Simplu atunci când te înregistrezi în aplicația Voxa pentru a te bucura de reducere. Să ai sărbători liniștite, ascultate și citite, iar acum te invit să asculți un podcast Cât o carte de viață, cu cel mai mare povestitor în viață. Este primul podcast în care locul meu de moderator l-am cedat invitatului, pentru că așa și-a dorit, cel pe care îl aștept de o viață, și cu toate astea simt că sunt nepregătit pentru conversația de astăzi. Bine ai venit, înainte de Crăciun, înainte de sărbătorile sufletului, bine ai venit la Fain și Simplu, Florin Piersic. Mulțumesc, Mihai. Mulțumesc foarte mult că m-ai invitat. Sunt chiar sunt cumva, nu știu dacă emoționat, dar oricum mișcat de faptul că te-ai gândit să fiu și eu cu tine împreună la emisiunea pe care tu o moderezi. Ești un etern copil care se alintă. Nu mă alint, spun adevărul, exact. Și tu ai spus că de o viață mă aștept și eu ți-am spus că nu e chiar de viață. Eu chiar am spus de-a serioaselea, ca să zic așa, și sunt foarte onorat că între noi astăzi e doar această carte, nu e nicio documentare pe care am făcut-o, ți-am zis că sunt total nepregătit. Această carte care a apărut acum câteva zile, prima carte scrisă cap-coadă de Florin Piersic. Da, e adevărat. E greu pentru un povestitor să se transforme în scriitor. Florin Piersic, Viața este o poveste, o carte ieșită zilele trecute la editura Bookzone. O carte care e ca un document pentru unul dintre oamenii care ne țin încă în viață. Ești ca un medic al poporului, pentru că poveștile țin în viață un popor. Și poveștile astea în sfârșit rămân într-o carte, poveștile lui Piersic. Și îți mulțumim mult de tot pentru Viața este o poveste, Florin. Eu mulțumesc mai mult decât mulțumești tu, pentru că nu înțeleg de ce să mulțumești. De fapt, n-am făcut nimic altceva decât tot ceea ce am adunat eu în timp. Întâmplări, oameni pe care i-am cunoscut, oameni pe care i-am cunoscut mai puțin, oameni care mi-au fost mai aproape de suflet, alții care nu prea mi-au fost aproape de suflet. Pe toți am vrut să-i prind în această carte, dar am să spun ceva, și mai ales dumnealor. Dumnealor ei sunt pe acolo, da? Vreau să vă spun ceva care e foarte important. Cartea asta ar fi trebuit să aibă 1000 de pagini pentru câte povești știu eu și câte aș putea să vă comunic dumneavoastră. Dar, cum să spun eu, nu poți să scrii într-o carte tot ce vrei tu să scrii, pentru că oamenii se plictisesc. Eu sunt cel mai bun exemplu. Dacă citesc... să-ți spun ceva, vă spun și dumneavoastră care mă vedeți. Primesc foarte multe cărți, foarte multe, aproape 3-4 pe săptămână, cu dedicații scrise de fel de fel de persoane, că nu știu să le spun altfel, că sunt și femei și bărbați, care scriu cărți. Dom'le, asta e o boală, toți. Am văzut și cu colegii ăștia, cu virgulă, iertați-mă, colegii mei care scriu cărți, domnule, toți să scriu carte, chestii, dacă nu, măcar ceva acolo. De exemplu, zilele astea am citit o carte scrisă de Mălăiele, care mi-e foarte simpatic și are și ceva, nu cartea, el. Cartea e, cum să spun eu, da, e atractivă pentru mine, numai că e mititică. E prea mică pentru un actor care e așa cum e. Vorbesc de Mălăiele, nu de mine, că eu atât am tăiat din cartea asta în 4 sau în 5 zile, că mă doare capul când mă gândesc ce capitole mai puteau să rămână care să vă placă dumneavoastră, dar... nu mai are omul răbdare. Dacă eu n-am răbdare să citesc viața mea, vă spun ceva, vă rog frumos să mă înțelegeți. Asta e camera care mă ia pe mine aici în față.
acolo, Ștefan e la camera asta, e un băiat extraordinar, nu-l cunosc, dar mi-am dat seama din felul cum se comportă că mai era puțin și îmi popa mâna, ceea ce era extraordinar. Vă dați seama ce stimă primesc eu și ce prietenie din partea celor pe care îi cunosc, care toți se apleacă, nu din cauza că sunt actorul Florin Piersic, vârsta. Aici e toată toți să gândesc, bă, cum să ține ăsta de femei să nu cadă, vai de capul lui. Acum, de exemplu, înainte de a veni aici, am comandat, am cerut cu mare respect și cu drăgălășenie o cafea. Și a venit doamna care mi-a adus cafeaua, asta îi spun lui Mihai Morar, mi-e foarte drag, îi merge mintea ca elicopterul. Vreau să spun că doamna asta mi-a adus cafeaua. Dar când faci cafea, pui și zahăr în ea. Dacă nu zahăr, alea care să pun... Pastile. Pastile de îndulcitor, de care zaharin. Îndulcitor, zaharin. Îmi venea cuvântul, dar mai fac pauze așa ca să pot să... Să mă dau și eu deștept. Nu... Tu nu trebuie să te dai deștept. Eu mă dau, uite, acum văd că pe banda aia de la carte scrie Florin Piersic, viața este o poveste. Foarte fain. Am o singură... Așa, am că să continui ideea. Cu deci cărțile. Mi-au adus cafeaua și nu mi-au adus zahăr. Dar după aia mi-au adus și zahăr. E extraordinar. Dar când a venit zahărul să terminase așa cafeaua... Așa un studio... Nu, formidabil, extraordinar. Sunteți excepționali. Cred că n-ai mai fost de mult într-un studio atât de mare. Nu, chiar că imens. N-am văzut așa ceva în viața mea. Dar oricum ești formidabil. Și acum trebuie să spun altceva. N-am început bine, dar vă spun adevărat. Eu n-am citit cartea. Eu... Pentru prima oară, dumneavoastră, cu tot dragul și toată prietenia, nu-mi place cuvântul prieten, pentru că toți spun, sunt prietenul tău, te pup, prietenie. Nu mai există prieteni, există cunoștințe. Sunt un om care am foarte multe cunoștințe. Și prieteni? Toți prieteni, cum să nu, 2, 3, 4. Unul din prietenii mei este un tip, stați că știam numele, spun imediat, îl cheamă Mihai Murar, s-a auzit de el. Ăsta are cinstea, bucuria, șansa să stea lângă Florin Piersic. Fiara paloșului Boldur, tu te mă las mă cu Florin Piersic, ăsta e nume făcut. M-au întrebat la facultate când am dat examen, că atunci când dădeai examen la facultate, primul lucru pe care ți-l spunea omul din comisie, care era Monique Lerter sau Shaki Ghian sau Finzi sau Antoniu, actor de care dumneavoastră n-ați auzit, eu îi știu foarte bine că am avut... onoarea, ca să folosesc un cuvânt al lui Mihai Morar, am avut să-i cunosc pe oamenii ăștia. Primul lucru care spunea dumneata, vrei să te faci actor? Mie, de exemplu, mi s-a întâmplat că în momentul în care m-au chemat și m-au întrebat de ce vreau să fiu actor, zic, eu nu vreau să fiu actor. Dar ce vrei? Vreau să fiu medic veterinar sau preot. Jur că așa am spus. Și atunci zice, de ce ai venit aici? Pentru că am spus o poezie la sfârșitul anului și colegii mei m-au împins la verificarea aptitudinilor. Că pe vremea aceea, dragii mei privitori, vreau să vă spun ceva, nu veneau buluc toți la București să dea examen la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. Nu! Prima dată dădeai în orașele mari ale țării, Craiova, București, Timișoara, Iași, Cluj, bineînțeles că acolo la Cluj m-am dus și eu, m-au împins colegii mei, spune-mă poezia aia care ai spus-o tu la sfârșitul anului, de la toți ni s-a făcut pielea ca de găină, așa ne-am emoționat toți, nici n-am știut mă că reciți extraordinar. Zic, da, dar ce să fac? Vină-mă cu noi, că aici o verificare aptitudinilor
cu o doamnă care conduce comisia asta și ne-am interesat, o cheamă Elena Negreanu. Zic, bun. Și tu te spune poezia aia. Păi da, zi, pe nu mă interesează. Eu vreau să fiu medic ca tata. Medic veterinar e tatăl meu. Era tatăl meu. Și eu am spus, hai bă, dacă vreți voi. Și m-au dus. S-au suit pe niște lemne ca să mă vadă prin geam ce fac eu. Și când am intrat și a spus ăla, și acum următorul, înainte de a lua dumneavoastră masa, onorată comisie, e un băiat pe care îl cheamă Piersic Florin. Și am intrat. În ziua să română s-a uitat la mine lung. Mi-am dat seama că le plăceam. Da, mă, eram simpatic tare, foarte simpatic. Și eram în pantaloni scurți. Am și cerut scuze, sunt în pantaloni scurți că viu de la Victor Babeș, adică stadionul. Și am intrat și am spus, de ce te cheamă? Cum te cheamă? Cum mă cheamă? Mă cheamă așa. De ce? Păi zic, Piersic. La mine asta e toată chestia, totuși să mă provoci, că eu pot să vorbesc 5 ore acum și cu Mihai, și cu Ștefan, și cu tine, cu Cătălin ăsta, da, și știam că îl cheamă Cătălin, dar ca să mai schimbăm, să mai intre și altul. Fie mai interactiv podcastul ăsta și vreau să spun moderatorul că, nu vorbește. Și eu vreau să-ți spun atât și termin, am spus mă cheamă Piersic, pentru că tatăl meu e din Bucovina. Unde? Din un sat cam la un kilometru de Stupca, de Ciprian Porumbescu, dacă dumneavoastră comisia ți-a auzit de Ciprian Porumbescu. Ei au zâmbit așa, cumva stângace așa, ca și cum eu iau un balon. Dar eu nu iau un balon, i-am întrebat dacă știu de Stupca, de Ciprian Porumbescu, care e acum. Și ei au spus, da, spune, și zic, tatăl meu e de acolo, și toți au nume de flori, de plante, de pomi de ăsta, pe noi ne cheamă Piersică, dar unul care băuse mult înainte de a se prezenta acum câteva generații, în loc de Piersică, că așa ne-a chemat pe noi, cu Piersică, noi eram fructul Piersică, aia în care îți rup dinții în sâmbure, a scris Piersic. Și atunci toți au fost Piersic. Și așa că din fructă ne-am făcut pomi. Și Florin aveam o soră. Am povestit asta în carte, o soră a mea care se chema Lucica, la care mă gândesc cu drag și o țin minte așa ca prin vis, că eram 6 jumătate, nu împlinisem 7 ani când ea a plecat de lângă noi, s-a necat în Prut. Dar nu vreau să... A fost aia cea mai tristă zi a vieții tale, Florin? Nu a vieții mele, că eu atunci nu realizam chiar tot ce se întâmplă, dar pentru familia mea... Mai ții minte chipul mamei din ziua în care... Îmi aduc aminte de pe sora mai mare? Lucica, care s-a necat și au găsit-o la... După 4 zile în Basarabia, plutea, niște pescari au văzut-o, oprins-o, pentru că ea s-a necat sărind să salveze colega de bancă, știu numele ei, Doina Puha, era fata unui general din Cernăuți. Din Cernăuți, generalul Puha, la care am și locuit eu după ce sora mea nu mai era. Părinții mei, culmea, în toată nebunia care s-a petrecut, ca să poată să vorbească, nu știu dacă e plăcut ce vă povestesc, dar nu. Eu nu m-am întâlnit cu Mihai Moraru ca să vă fie dumneavoastră foarte bine, ci să spun ce simt eu. Părinții mei, de durere că au pierdut-o, s-au dus să facă spiritism la București. Și-au lipsit o lună. Eu am locuit la familia Puha și într-o zi mi-aduc aminte că vorbeai, dacă mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte de acest moment, chipul ca și mamei, cum s-ar fi petrecut ieri. Ploua. Și prin geam am văzut o birjă și din birjă a coborât mama în doliu și tatăl meu la Cernăuți, veniți de la București. Și atunci eu am strigat, au venit, au venit, și am fugit pe scări. Mi-aduc aminte și scara, tot. Deci deja eram un copil care aveam aproape 7 ani și știam, simțeam că ceva
foarte grav s-a petrecut cu familia noastră, pierderea lui Cichi. Și am coborât, am luat-o pe mama în brațe și mama mi-a spus: Florinel, Lucica nu mai vine. Asta mi-aduc aminte, ca și cum ieri s-ar fi întâmplat. Ai văzut-o plângând în zilele alea pe mama? Pe mama am văzut-o atunci la biserica Buna Vestire din Cernăuț, când a sărit, a scăpat-o tatăl meu din mână și s-a repezit la sicriu surorii mele și a luat-o în brațe. Acum vă dați seama, o fată care a stat în apă aceea, în care s-a necat în apele astea îngrozitoare ale prutului, cu vârtejuri extraordinare, vă dați seama că, dar nu despre vârtejuri. Dar ai putut să mai înnoți de atunci? Părinții mei nu vroiau să mă înnot. Le era frică să nu mă pierdă și pe mine. Lucica era campioană la înnot, sora ta. Da, era campioană, da. Știa asta, da. Adică ți-am povestit, da. Și de aia și sărit, îmbrăcată, chiar nu făcea baie atunci. Și asta am vrut să spun, că mi-am adus aminte, de asta mi-aduc aminte, știu și felul cum mama mea a vrut să o ia și atunci tatăl meu foarte greu a putut să o desprindă pe mama mea de Lucica, pentru că o luase în brațe. Acum restul nu îmi face plăcere și așa mi se pare, cum să vă spun eu, toate aceste momente pentru mine sunt importante, pentru că eu, importante în sensul că ele fac parte din amintirile mele vechi, dar sunt prea puține. 4 ore stăm de vorbă, că eu abia m-am încălzit, că am început greu. Și a luat 2 ani să ajung aici. Da, da, și Cătălin ăsta și cu Ștefan au pus lumină, mi-au făcut aici, nu știu cum arăt, nici nu mă mai interesează, că la vârsta asta nu pot să arăt cum arătam la 22 de ani, pentru că acum fac chiar o paranteză. Dacă m-ați vedea în filmul de Aș fi Harapal, pe care l-a făcut Gopo, Ion Popescu Gopu, care l-am cunoscut la Cannes. Gândiți-vă, uitați-vă la mine, vă dați seama ce șansă am avut eu să mă duc la festivalul de la Cannes la 22 de ani. Când în tramvaiul 5, care mă ducea în București, în Floreasca, că acolo locuiam cu părinții mei, un domn, Jean Bart, prieten cu Liviu Ciulei, n-ați auzit de Liviu Ciulei, vă spun, un mare regizor, actor slăbuț, după părerea mea, dar un om de teatru excepțional. Liviu Ciulei era prieten cu acest Jean Bart, care a filmat cu Ciulei, a făcut un film Ciulei care se numea Erupția, în care juca o colegă de-a mea, Evelyn Gutman, o chema, evreică, foarte faină fată era. Mi-a plăcut, asta mi-a scăpat din păcate, din colegii. Ce v-a colegi. Scăpat? Ia! Păi, cum adică ce mi-a scăpat? Tu ești un om normal, eu am spus, că sper că dumnealor înțeleg, în sensul că eu, colegele mele, m-am ocupat de ele în mai multe feluri, adică nu le dădeam mâncare, boabe de fasole și hai să jucăm șah. Nu, alte chestii, eu am fost un îndrăgostit. Pe mie mi-au plăcut... mi-au plăcut aventurile. Înțelegeți? Adică eu nu sunt un om și așa am fost crescut. Poți să pun întrebare ajutătoare? Nu, acum nu pot să pui, pentru că am vrut să spun atât. Dumneavoastră trebuie să știți că eu ăsta, Piersicul de acum, aveam 18-19 ani când soția unui fotbalist din Cluj, nu pot să-i spun numele, că nu, păcat că rămâne așa, păi pleca, soțul pleca să joace fotbol. Era fotbalist la Universitatea Cluj, care era echipa sufletului meu. Șepcile Roșii. Spun. Da, nu știu, atunci nu se chema Șepcile Roșii, dar noi spuneam haide, haide, bagă golul, bagă golul, cum știi tu, haide, haide, asta cântam noi pe străzi și mâncam la cofeteria Căpușan. Câte o plăcintă din aia sau cum e rece, nu știu cum îi spune, cremeș îi spun ăștia, pe floșterul din Cluj. Și asta am vrut să spun, că atunci când pleca fotbalistul, eu rămâneam
pe acolo și jucam fotbal. Și am văzut că, ciuda vârstei mele de 18 ani, soția fotbalistului mă plăcea. Și atunci mi-am dat seama că nu pot să stau degeaba pe pământul ăsta românesc decât în momentul în care intru în acțiune. Și de atunci am intrat în acțiune. De aia am făcut această paranteză legată de Evelin Gutman și de alte colegi ale mele, Monica Păstolache și cu tare, care m-am iubit pentru că ăsta e lucrul cel mai important. Florine, atunci, sunt foarte curios dacă... Care-i diferența între... Ai zis și iubire și aventură. Poate să existe iubire într-o aventură? Nu, pe toate. Pe toate femeile pe care le placi sau, cum spui tu, aventura asta, am folosit cuvântul că nu mi-a venit altul, dar iubirea e că îți place. Îți place, că dacă nu-ți place, spui bună ziua, vai, sunteți atât de minunată. Ai în cartea asta pe care chiar vă recomand să o faceți cadou sau să vă faceți cadou de sărbători. Să vorbesc, e moment să vorbesc, aici, da, te rog, Florine, da? Îți fac reclamă propriei cărți, primei cărți. Da? Că alții vorba aia au scris biblioteci până acum, da, și fără să aibă ce spune, dar tu ți-ai pus viața asta, adică tot sufletul în cartea asta. Și spui, apropo de, de iubire, amorul, e superb spus, amorul n-are distanțe în kilometri. Așa e. Era să zic granițe. Da, da. Așa, e frumos. Care e cel mai lung drum pe care l-ai făcut din iubire? Din iubire? Nu mă aduc aminte, am făcut atâtea drumuri că nici nu le țin minte, dar e frumos ce m-ai întrebat tu. Cel mai lung drum, nu știu să-ți spun așa, n-aș putea să dau un exemplu, dar eu vreau să-ți spun un lucru care e pentru mine important. De pildă, eu am fost căsătorit cu mama băiatului meu, Florin Piersic Junior. Deci cu Tatiana Iecăl, era actriță la Iași și terminând facultatea împreună cu Matei Gheorghiu și cu alți actori care au terminat la Iași, a venit la București și a fost angajată la teatrul, mai târziu se chema Teatru Mic, la început se numea Teatru Constantin Notara. Teatru era, se numea Teatru Actorului de Film. Așa era intitulat acest teatru, unde eu am văzut-o jucând pe ea într-o piesă, o dramatizare a filmului Zboară cocorii, care în limba rusă se numește Leta-ți jurăvlei, adică Zboară cocorii, cu Tatiana Samoilova. Dar nu despre asta e vorba, ci de faptul că întrebarea lui Mihai... E drumurile care le-am făcut. Am făcut drumuri, dar nu era valabil la Tatiana, ci la gândul că de multe ori, văzând-o jucând pe ea, am fost foarte impresionat de felul cum se monta în fața publicului și de aproape privind-o îmi dădeam seama că tot ce face, face cu o credință și cu o emoție și cu o stare de zbucium extraordinare. Și asta a contat foarte mult pentru mine, dar asta a fost o paranteză, că nu are legătură cu întrebarea pe care Mihai Morar mi-a pus-o. E vorba de drumuri. De pildă, m-am căsătorit, nu pot să spun, din mare dragoste. Mi-a plăcut. Eu, în general, cam pe toate cu care m-am încurcat, care nu erau prea multe, adică nu am fost un victorios, un om cuceritor, care toate femeile, nu e adevărat. Eu am fost un om la locul meu, dar mi-a plăcut o parteneră, Ana Sileș, se cheamă în maghiară. Cei care știți ungurește, o să vedeți că pronunț bine, Ana Sileș. Oria Sileș asta a apărut în viața mea în momentul în care a fost distribuit într-un film care se numea Elixirul Tinereții. Și am venit la București, am văzut-o, am mai văzut-o odată într-un autobuz, mi-a plăcut de ea, finuță așa, și
deșteptuță, că am văzut că are umor, râde mereu la tot ce pălăvrăgeam eu, și atunci când a venit la film, mi-a plăcut de ea. Și mi-aduc aminte de o întâmplare foarte nostimă, că în momentul în care eu mi-am dat seama că mi-e simpatică și că are ceva, și minte, și talent, nu mai spun, că era foarte talentată, cânta, era... stătea bine cu urechea muzicală, ceea ce pe mine mă impresionează foarte tare, pentru că am început cu dumneavoastră să vă spun ceva. Când intram la institut, și țin minte că așa am început, dar știind că sunt cu morar ăsta care nu mă lasă să trăiesc liniștit, am vrut să vă spun că eu sunt ăla care am trăit momentul ăsta când comisia spunea: dumneata, cântă ceva. Pentru ce să cânt? Cum, pentru ce? Pentru ce ai venit aici? Ca să mă fac actor. Așa răspundeau toți. Dumneata, fă ce spunem noi. Ce? Să cânți. Pentru ce să cânt? Că eu nu vreau să fiu cântăreț. Eu sunt actor, vreau actor. Dumneata, faci ce spunem noi. Asta să faci. Așa i s-a întâmplat lui Leopoldina Bălănuță, partenera mea, iubita mea, iubita mea colegă pe care am pierdut-o și pe care o ador și azi și am adorat-o întotdeauna, pentru că țin să spun asta. Am simțit de multe ori la câteva din partenerele mele, am simțit că mă iubesc, că au cu mine ceva, că simt ceva de la mine, nu că arătam eu cine știe. Eram și eu un băiat ca toți ceilalți, dar aveam probabil ceva care pe ele le impresiona. Începuse să vorbești despre Ana Seleș. Și Ana, pe asta vreau să spun. Și Ana Seleș, asta m-a simpatizat pe mine din prima clipă. Și eu pe ea, și mi-aduc aminte că la un moment dat i-am spus: ascultă, dacă te iau de neva... Îmi place, nu știu dacă am scris probabil în carte, dar încă ceva, tot o paranteză, multe din întâmplările mele, îți spun ție și vă spun și dumneavoastră, că de aia vă uitați acum la mine, multe din întâmplările astea le-am trebuit să le tai, că erau prea multe, n-am putut să fac o Biblie, că dacă era după mine, cartea trebuia să aibă 1500 de pagini. Dar doamna Muntean, care e aici de față, adică de aici, pentru mine nu e aici, e în general așa, pentru că ea se ocupă de viața mea artistică și nu numai artistică. Dacă am vreo problemă, îi spun: uite, fată, mi s-a întâmplat ce? Mi-a crescut un deget. Unde? Într-un loc care nu pot să ți-l spun. Ei, o să vedem, mergem la doctor și așa mai departe. Asta a fost un exemplu tâmpit, dar eu v-am spus pentru că îmi place să vorbesc mult și să înțelegeți dumneavoastră printre cuvinte ce vreau să vă spun. Deci, legat de Ana Seleș, în momentul în care am simțit că merge cârligăraia la ea și nu știu ce, am început să o conduc la... filmam cu ea, filmam la Buftea. Ați auzit de Buftea? E un sat lângă București, se cheamă Buftea. E chiar Buftea, oraș. Uitați că dumneavoastră are cultură ăsta, Mihai Curar, ceva de te doare capul. Uți știe că Buftea a devenit oraș. Poate că a devenit pentru că s-a lungit Buftea. Intri în Buftea și ieși poimene la prânz. E formidabil. Ori, asta am vrut să vă spun, că la Buftea filma și eu îi chemam acasă să o vadă părinții mei. Și părinții mei o vedeau și mi-au spus: vai, Florinel, ce fată extraordinară, pentru că și era, arăta grozav, veselă, dulce, prietenoasă, spirituală, și vorbea și defect, așa știți, adică înțelegeți, avea accentul ăla maghiar, adică cuvinte pe care noi nu le prea înțelegem în limba maghiară, dar ea încerca să spună, de exemplu, îi spuneam: uite o pisică, zice, nu e pisică, e motoi. Motoi e un coleg de-al meu, care nu mai este, și l-am iubit, dar ea, în loc să spună motan, cotoi. Cotoi, în loc de cotoi, zicea motoi. Cuvinte din astea care le stâlcea ea, dar asta îi dădea farmec. Și azi un pic, mâine un pic, părinții mei au spus: atât bine seamănă cu Lucica noastră. Uite-te, Florin, la tablou cu Lucica și uite-te la Anico.
Onicu. Și zic, da, seamănă cu Lucica noastră. De atunci am spus, da, de ce să nu mă? Că eu la toate le-am promis că le iau de neveste. Acum nu puteam să le iau pe toate, că nu se putea. Dar așa, mai ziceam, uite, mi-ar place să fie nevasta mea. Ce compliment mai mare poți să-i faci unei femei decât să-i spui mi-ar place să fii nevasta mea. Dacă eu spui din suflet și nu... Păi din suflet, că doar din gură, că gura e cu sufletul legată, nu? Și spuneam, dar după aia mă răzgândeam după o zi, două zi, ce tâmpene am spus, dar foarte bine. Și așa le-am spus, dar, paranteză, a venit, eu conduceam la gara. Și la gara de fiecare dată, cred că am scris asta în carte, cred că a și rămas, scriam bilete în care spuneam o să-mi fie dor de tine, te iubesc, mai jos mă iscălesc, să nu uiți că există un singur om în lumea asta care vrăjeală la asta sunt, nu, imbatabil, imbatabil. Nimeni nu știe să facă, să dreagă. Și am scris cartea asta, asta e o fițuică, domnule, pe lângă tot ceea ce aș fi putut eu să scriu. Dar scrisorile astea de dragoste le mai ai? Și astea le are ea, Sileș, cu care m-am întâlnit acum 3 zile la Viena. La spectacol. La spectacolul Străinii Noapte a venit. Da, am jucat la Viena, a fost o nebunie. Eu de mult n-am jucat așa cum am jucat Străinii Noapte. Pentru că știai că e în sală. Și știam că a venit de la Budapesta special, a adus-o fiul meu cu soția lui, cu cei 2 băieți care se numesc Robert și Mark, care sunt foarte, foarte lipicioși și îndrăgostiți de mine, mai ales că întotdeauna când mă duc la ei, la Viena, le dau bani și pentru ei o bucurie mare. Eu îi înțeleg. Și iară despre chestia asta cu Sileș, pentru că am vorbit despre ea, trebuie să-ți spun că la un moment dat, trimițindu-i bilete în vagonul de dormit cu care pleca la Cluj seara ca să joace acolo și să vină înapoi la filmări, trimiteam bilete prin fel de fel de călători. Și ziceam, plecați la Cluj? Nu, mă duc la Brașov. Dați biletul ăsta, dacă vreți, la cușeta 6, băteți la ușă și întrebați, sunteți Ana? Și o să spună da, pentru că nu minte niciodată și o să fie de acolo. Și dați biletul. Noi asta unde mergeți? La Sighișoara. Da? Dați biletul ăsta la cușeta 6 și așa vrăjeală. Când ajungea la Cluj, îmi dădea telefon și spunea, mai nebunit, că atunci nu erau telefoane mobile cu disc. Fisă, cu disc, cu chestii, alo. Zice, mai omorât, n-am dormit o clipă, toți mă trezeau și îmi dădeau bilete. Zic, și nu ți-a făcut plăcere. Și azi un pic, mâine un pic și într-o bună zi, dimineața, am spus, stând la mine deja, ia, Onicu, vorbesc de Sileș. Am zis, mergem, unde? Trecem Cismigiu și mergem aici. Și ne-am dus acolo, pe o bancă stătea o pereche. Bună ziua, mă cunoașteți? Da, sunteți Florin Piersic, zic, eu sunt. Vreți să veniți să-mi fiți martori? La ce? Mă însor. Vorbiți serios? Da. Cu cine? Cu persoana asta. Ce vai, dar ce drăguță e, pe zic, dar ce credeți că m-am căsătorit cu muma pădurii? Uitați, mă căsătoresc cu fetița asta. Veniți? Vai de mine, nici azi nu știu cum îi cheamă, nu știu cine au fost. Ei au fost martorii mei, da, ne-am întâlnit. Primarul și-a pus drapelul României și a spus, ești de acord cu tare? Da, ești, again, sigur că da, sunt de acord ca să fiu asta lui Florin. Da, și ți-ar plăcea într-o bună zi fosta soție să publice scrisorile astea de dragoste? Fosta soție cine? Adică Onicu? Ana Sleș. Nu, dar cred că le are toate. Nu, cum să le publice? Dar ce, iubirea noastră a fost de publicat? Nu, păi a toate, fost așa. Toată corespondența de dragoste din istoria lumii. Ce frumos ar fi să se adauge și... Istoria lumii, care este istoria noastră. Mare dar actor, mare scriitor. Nu m-am gândit la așa ceva și nici nu cred că s-ar putea. Ea nu, n-ar putea face. Deci scriai absolut superb scrisori de dragoste. Scriu, scriam frumos. Cea mai lungă scrisoare de dragoste pe care... Pe care am scris-o vreodată. Uh-huh. Nu mi-aduc aminte, dar am scris mult. Le-am scris, mi-a fost drag să vorbesc cu fiecare din ele, cu cele cu care am fost într-o relație mai apropiată sau nu foarte apropiată, dar care mi-au fost
aproape, în sensul că am simțit că au pentru mine ceva. Și atunci eram fericit că pot să... Cum să spun? Vreau să spun, eu sunt unul, neapărat să vă spun și pe aceea te las pe tine, că până acum m-am tot lungit, am multe să-ți povestesc, dar vreau să le spun dumnealor, am avut foarte multe partenere. Astăzi, când multe dintre ele nu mai sunt, sunt convins, mai mult decât că sunt convins, toate m-au iubit foarte tare. M-au iubit pentru felul cum m-am purtat cu ele, pentru cât suflet am pus. De exemplu, dau un exemplu cu Ileana Stana Ionescu, o actriță care, din fericire, încă este și pot să vorbesc oricând cu ea. Și ea mi-a spus, am venit de la Piatra Neamț, unde am jucat pe Lady Torrance în Orfeu în Infern și pur și simplu când am venit am fost distribuită în Idiotul, o dramatizare a lui Barsac după romanul Idiotul al lui Dostoevski. Și ea trebuia să joace pe Nastasia Filipovna, un rol pe care la Moscova, în Rusia, l-a jucat ani de zile Tatiana Doronina, o superbă actriță pe care am și cunoscut-o. Chiar la București, la Capșa, unde am fost invitat de Dinu Săraru ca să o cunosc pe Doronina. Mi-a fost drag de ea, dar Ileana Stana Ionescu a jucat toată piesa, maestru ființii spunea, ascultă-l pe Florin. De ce? Ascultă-l pe Florin. Florin îți spune exact, pentru că adevărul este că am avut ureche muzicală. De aia ți-am dat exemplu cu comisia care îi spunea lui Leopoldina Bălânță, dumneata, eu sunt venită de la Focșani. Și ce zici acolo, tatăl meu e preot acolo, părintele Bălănuță. Și am venit că vreau să mă fac artistă. Cântă-ne ceva, dar de ce să vă cânt? De aia, că așa vrem noi să ne cânți, cu plăcere. Stați, ne-am fost flori în pălării, Leană, draga mea, și închișoare o pincuță noi. Stop! Foarte bine, bravo, ai ureche muzicală. De ce? Comisia își dădea seama de un felul cum cânta că are ureche muzicală, pentru că după aceea să aflu, în timp ce eram elevul lui Sadov, al lui Ființii, și a celor care s-au ocupat de noi ca actori, lucru foarte important care trebuie să rețineți dumneavoastră, s-au ocupat de noi, ne-au învățat profesia asta. Poți să fii cât de talentat. Dacă nu e cineva care să te conducă, să-ți spună așa, da, asta nu. Aici nu. Aici nu, gata, s-a terminat. Începe pe partea cealaltă. Deci foarte important e profesorul care te învață actorie adevărată. Ori ei, primul lucru, vreau să vadă dacă actorul are ureche muzicală. Că atunci el știe cum să se adapte teze unei săli cu public mult sau să știe cum să vorbească cu un partener în care să se creeze și starea aceea de intimitate. E greu, e prea mult de povestit. Și asta am vrut să vă spun, dar de fapt am sărit de la o idee la alta și trebuie să te las pe tine. Te rog, haide, spune, mai spune, cred că am trecut de o oră. Arăți minunat. Eu nu arăt minunat? Ba da. Nu, nu. Spune, Cătălin, Ștefane, ce zici? Nu primim astăzi întrebări din public. Așa, din Florine. Public. Ei sunt public. Eu am crezut că ei nu sunt public. Pentru că m-ai dus în zona asta, da. Tu conduci conversația de aia, stai pe locul moderatorului acestui podcast. Voiam să te întreb, ai spus mai devreme că m-am căsătorit, dar nu dintr-o mare dragoste. Da, e adevărat. De ce? Asta a fost prima oară? Da, și cu Tatiana și cu asta. Mie mi-a plăcut de Tatiana. M-am îndrăgostit de ea văzând-o cum joacă, cum se transpune în rolurile pe care le-a făcut. Nu puteți să știți, scurtă convorbire, Marele Fluviu și adună apele a lui Tărchilă și alte multe piese în care eu am văzut-o și o admiram. Pentru mine era foarte important ca eu să mă pot
lega și lipi de cineva care are asemenea calități. Pentru mine, mi-a spus draga Olteanu Matei, o regret, știu că mă iubea grozav. Mi-a spus, ți-aduce aminte, Florin, că ai venit într-o zi la mine și mi-ai spus, doamna draga, jucam cu ea, eu jucam Chiriac, ea juca Vetra din Noaptea Frutunoasă. Doamna draga, vreau să vă întreb, credeți că vreodată o să fiu și eu un actor așa de mare ca Tatiana Ekel? Asta i-am spus lui draga și draga a spus, sigur că ai să fii un actor foarte bun. Da, deci, dar a fost mirată că cum adică tu crezi că într-adevăr ăla, eu suntem actori așa de mari, zic, da, sunteți, ca să dăm la o parte valul ăsta de sau eticheta asta de amant, aventurier și așa mai departe. Da, n-am avut. Ceea ce am tras eu concluzia mai devreme din ce mi-ai povestit e că pentru a fi lângă o femeie, da, trebuia în primul și în primul rând să o admiri. Exact. Aveai un soi de admirație. Sigur, de foarte frumos. De asta, dar de... chiar frumos ce spui tu acum. Să am un soi de admirație pentru felul cum se comportă, pentru felul cum gândește, cum vorbește cu tine sau cu alții, cum se îmbracă. Conta pentru mine foarte mult. Dar în afară pentru... de actorie, marea ta dragoste feminină, da, romantică. Nu pot să mă gândesc așa ca să împar să spun că marea mea dragoste. Da, am văzut ce ai scris după ce s-a stins Tatiana, da, prima, da, ta soție. Am iubit-o foarte am tare. Am lăcrimat eu fără să o fi cunoscut. Da, da, foarte, foarte tare am iubit-o pe Tatiana. Deci ai iubit? Am iubit-o. Am iubit-o din toată inima. Toate femeile importante din viața ta ca pe marea, fiecare ca fiind mare dragoste? Dar nu m-am gândit că pe una am iubit-o mai tare, pe alta mai puțin tare. Eu, în momentul când mi-a plăcut o femeie foarte tare, atunci m-am dăruit ei și am sperat că și ea se dăruiește mie. Nu știu, nu-mi place subiectul ăsta pentru că intrăm în amănunte care pe mine nu mă mișcă niciun fel. Foarte dar interesant scrii eu, în da, prefața acestei cărți. Da? O să găsesc imediat că, nu, în postfață cred că ai scris. Da? M-am săturat de vulgaritate, de prost gust și da, de fac orice numai să apar. Exact. Am fost cinstit, da, și vreau să rămân așa. Da. Mai ales că nu e vorba de câțiva oameni, ci de milioane. Așa e. Ce am scris e adevărat. Așa am simțit în clipa aceea și atunci am pus. Eu nu stau să mă gândesc, să scriu așa, să scriu. Ce îmi vine? Exact cum am venit astăzi și am început să vorbesc cu cei de aici, cu Cătălin, cu Ștefan, cu tine, cu cei care sunt, cu doamna care mi-a făcut cafeaua. Sau... Nu știu cum să spun, eu nu pot să-mi caut cuvintele. Așa am simțit în clipa aceea când am scris finalul. Asta e în finalul cărții când am scris, pentru că am vrut să le explic de fapt, să înțeleagă lumea de ce am scris această carte. Că n-am să mai scriu niciodată nicio carte. N-am scris niciodată. Am scris scrisori, am scris, cum să spun eu, chiar am scris articole în care era vorba despre profesia mea sau despre cei care m-au influențat sau m-au alintat. Un cuvânt care îmi place, m-au alintat în profesia asta, pentru că altfel nu mergeam înainte, dar primind foarte multe, cum să spun eu, multe flori de simpatie din partea unui regizor, a unui actor, a unui alt regizor, a unui director de teatru, toate astea s-au adunat în mine și mi-am dat seama că totuși pot să merg înainte, să fac ceva cum n-am mai făcut și de asta am trecut în momentul în care Ființii m-a distribuit într-un alt gen de rol, cum a fost Leni din Oameni și Șoarecea lui Steinbeck, asta, Mouse's Man, vreau să spun cu piesa aia am avut un succes extraordinar. De la piesa aceea până la piesa asta care mi-a adus Obeligan străini în noapte, eu pot să spun că de la piesa aceea n-am jucat nicio piesă să fi trecut de 1200 de spectacole. Cu Oameni și Șoareci am trecut acest număr de sute de spectacole, pentru că am jucat într-o piesă care se numea Mașina de scris a lui Cocteau, în care jucam doi gemeni.
Și dacă a avut 500 de spectacole și era marele succes al Teatrului Național, dar acum să joci o piesă de 1270 de ori, cum jucăm Străinii Noapte, nu vine să cred. Eu cred că e mai mult de 1000. Nu, așa da? E numărat, așa. Cel care s-a ocupat de aceste spectacole le-a bifat pe toate astea, da. Adică cel care e impresarul acestui spectacol sau organizatorul de spectacole, da. Sunt un norocos pentru întrebări. Că am avut norocul să văd piesa asta chiar în toamna asta, chiar la Național. Și ți-a plăcut, da? Minunat. Bravo, uite. Mai ales că nu joci la fel, de fiecare dată o joci altfel. E adevărat, că depinde de starea în care te găsești. La Viena am jucat grozav, asta pot să spun. Da, ai ceva. Am avut o stare așa. Personajul din piesa asta, din Străină Noapte, are ceva din Florin Piersic. Da, seamănă cu mine pentru că are multe defecte pe care le-am și eu. Asta e adevărat. Să vedeți Străină Noapte, dacă n-ați văzut-o, deși cred că vă apropiați de 1 milion de spectatori. Nu știu, dar în orice caz... Dacă n-ați depășit. Adică, nu știu, cred că cam da, sigur că da, bineînțeles, pentru că atâta vreme cât am jucat peste 1000 de spectacole, sigur, 1200, spune. Florin, mai sunt câteva zile până la Crăciun și exact în deschiderea cărții îți aduceai aminte despre sărbătorile acasă. Cea mai frumoasă sărbătoare e Crăciunul. Îmi închipui pentru că mine. Pentru dumneavoastră toți Crăciunul e ceva sfânt. Așa și e. Pentru mine, oricât aș vrea, nu pot despărți acele zile de imaginea familiei mele, pentru că în fiecare an, de când mă știu, am fost împreună. Așa e. Chiar dacă nu au fost fizic, sau nu mai sunt fizic, ai poza mentală, cel puțin, a familiei tale. Așa e. Care e cel mai frumos Crăciun pe care l-am trăit eu în toată perioada, în momentul în care știam că se pregătește mama mea să facă bradul, nu mai aveam voie să intru acolo în camera, în sufrageria din strada Bolintineanu numărul 10 din Cluj, unde, asta mi-aduc aminte, eram foarte tânăr, eram elev de liceu și pregătea bradul, eu știam că va veni Moș Crăciun, dar asta era o vrăjeală cu Moș Crăciun, că deja eram atât de mare încât știam că nu există niciun Moș Crăciun, dar acolo în sufletul meu exista, dar știam că ei sunt Moș Crăciunii mei, mama și tatăl meu. Și bucuria că în noaptea ajunului, adică în ajunul Crăciunului, pe 24 seara, luam acordeonul meu, pe care îl mai am și acum undeva, Cantulia se chema, cu 32 de bași cântam la el, o ce veste minunată, cântam, sau trei păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră, raza soarelui. Eu cântam asta cu doi colegi de-ai mei, cu doi prieteni de-ai mei din străzile aferente cartierului Andrei Mureșan, Tutu Chihaia și Gabi Ionescu. Doamne, ce memorie. Și eu cu ei cântam și mergeam pe la familiile cunoscute din cartier și vedeam, a venit Florin cu prietenii lui și ne cântă. Așa, era o musafir, atunci se sărbătorea Crăciunul, cam în toate familiile astea pe care le cunoșteam noi, erau adunate toate rudele, veniți din alte părți sau de acolo și noi cântam și nu mergeam ca să câștigăm bani neapărat, pentru că ei ne dădeau așa de formă cumva. Toți știau că eu-s băiatul doctorului Piersic, care are un spital veterinar în Cluj, care avea și un spital veterinar la satul mare. Eram niște oameni cu posibilități, o familie adevărată. Și vreau să spun că pentru mine noaptea aceea n-am să uit niciodată, iar la urmă veneam acasă și cântam împreună cu acești doi prieteni a mei, Tutu și Bubu, cum spuneam, le cântam părinților.
Și pentru mine era o foarte mare bucurie că eu pot să mă produc în fața lor cu ce știam eu. Ureche muzicală aveam, începusem să învăț să cânt la pian, aveam un profesor Lucaciu. Profesorul Lucaciu ăsta de pian nu mai e de mult, era fratele cântăreței Teodora Lucaciu de la Opera din București, pe care am cunoscut-o atunci cu el. Venea la Cluj din când în când și cânta la Opera din Cluj, cu Lucia Stănescu, cu Jeicu, cu Busuiocu, fel de cântăreți de acolo, Augustin Almășan. Mi-aduc aminte de tot. Și eu m-am îndrăgostit de teatru, că asta vreau să-ți spun neapărat, și de operă, pentru că mergeam să văd spectacole. Spuneam acasă că mă duc la patinaj și îmi luam patinele cu mine și nu mergeam la patinaj cu toate, că de multe ori mă duceam și știu și acum locul din Cluj unde mă duceam să patinez, mă duceam la teatru. Și mă întrebau ea, unde mergi dumneata? Pe cine cauți? Zic, eu îl caut pe domnul Victor Moldovan. Era un actor care a fost după aceea coleg cu mine la București și care a pus spectacole cu mine, cum a fost Heidelbergul de altă dată, și atunci eram, zice, lăsați-l, că stai băiatul lui doctorul Piersic. Și intram, îi dădeam patinele lui să intre în scenă cu ele, într-o piesă care se chema Studente în anul 3, am memorie la toate chestiile astea și muream de plăcere că eu văd patinele mele pe scenă. Zic, dacă aș fi eu în locul patinelor, ce aș face să joc eu acolo? Că mă uitam din sală. Mergeam încet, treceam pe ușa de fier și stăteam în sală după o cortină să mă uit cum apar patinele mele pe umărul lui Victor Moldovan. Și azi un pic, mâine un pic, am început să mă îmbolnăvesc de profesia asta. A început să-mi placă tot mai tare. Dar nu m-am gândit niciodată că o să fiu actor. Mergeam la operă, făceam figurație în toate piesele astea, în Kneazul Igor, în Tosca, în toate făceam figurație ca să fiu aproape de actorii ăștia care cântă, care, cum să spun, care se dăruiesc așa de tare publicului. Și mă gândeam câteodată, zic, mă, ăștia nu obosesc sau nu vin obosiți, cum de au atâta energie și atâta așa o dăruire publicului. Și mă uitam la ei și mă gândeam, zic, extraordinar. Ca după aceea, intrând la Institutul de Teatru și fiind actor, mi-am dat seama că nu se poate profesia asta face. Cum, după părerea mea, e o părere. Nici tu n-ai putea să fii Mihai Morar dacă n-ai avea un consum. Astăzi mi-a plăcut, chiar nu pot să spun că am fost impresionat, dar mi-a plăcut ce ai spus, că nu m-am pregătit cu nimic. Știam că vii, adică de mine vorbesc, că tu ai spus că știam că vine Florin, tu. Și nu m-am pregătit pentru că știam că tu îți dai drumul și începi să povestești una alta și eu am să intervin din când în când ca să te deranjez. Spune-mi ceva. Spune-mi tu, că eu am prea N-ai multe de poveste. Ai terminat povestea cu Crăciunul. Crăciunul a fost pentru mine marea sărbătoare. Nu mai spun că între timp, eu, și asta îmi face plăcere, mă bucur, mulțumesc că ai continuat cu Crăciun, cu sărbătorile sfinte ale Crăciunului, de Crăciun, cam din ziua de 15 decembrie, plecam în Bucovina. Părinții mei mă duceau la gară. Bună ziua! Da, ce doriți, doamnă? Vreau să vă rog, sunteți dumneavoastră, e soția dumneavoastră? Da. Avem o rugăminte, eu sunt mama băiatului ăsta. Îl cheamă Florin. Aș dori, dacă sunteți... Până unde mergeți? Ce, mergem până la Suceava. Dacă mergeți până la Suceava, dacă mergeți până la Suceava, aș dori să aveți grijă de băiatul nostru care trebuie să coboare după gura humorului în prima stație. Sigur, doamnă, îl ducem.
bravo. Și spuneam, bună ziua, să rămână, doamnă, vă mulțumesc. Și stăteam și mergeam. Pentru mine, asta era cea mai mare bucurie. Mă duceam în satul în care de mic, eu n-am văzut marea, decât la 22 de ani, când am făcut Peer Gynt. În promoție, eu am jucat Peer Gynt la trei vârste, tânăr, matur și bătrân, în regia lui Dinu Cernescu, cu care ieri am vorbit, alaltă ieri, vorbim. Uh-huh. Pentru că el a rămas regizorul care m-a distribuit pe mine în cel mai important rol și datorită căruia am fost angajat la Teatrul Național. Dar, pentru că jucam trei vârste, la 22 de ani, ori trebuie să vă spun că pentru mine Bucovina și locul în care tatăl meu a copilărit și s-a născut, faptul că mă duceam acolo vara și stăteam câte 4-5 luni fără opinci, fără pantofi, fără nimic, într-un pantalonaj din ăsta scurt cu o căinuță pe mine, până la 22 de ani eu așa mi-am trăit viața la țară, acolo. Mi-a folosit foarte mult la toate filmele în care am jucat, indiferent că au fost Haiducii sau toate astea care le-am făcut, erau injectat de viața asta, injectat plăcut, adică că când spui injecție, te gândești, bă, mama, o să fie rea, dar dragul asta, bă, injecția mai trebuia. Nu, domnule, eram așa plin de imaginile pe care le-am văzut acolo și la care am trăit și cu care cântam cu lăutarii ăștia care erau din satul lui tata, nu mai trăiește niciunul, băieții băieților lor trăiesc și ei îmi amintesc de părinții lor, cum le aduceam eu pălărie și cum le duceam un fel de, pe vremea aceea, era mașină de tuns, de aia care o bage așa în păr, uh-huh, și taie tot, știi? Și le duceam mașină de tuns. Spuneam tatălui meu și mamei, vreau să-i duc lui, cum îl chema oare pe ăsta, că lăutarul care mă iubea pe mine cel mai tare și cu ei mă duceam, de atunci eram, dar nu știam eu că o să fac o profesie, dar mă duceam cu ei la joc, unde, da, cum? Drăcoșii, da, Drăcoșii, Drăcoși. Chema Drăcoșii, uh-huh, da, da, Drăcoșii, da, bravo, mulțumesc. Drăcoșii, da, erau și eu, și eu mă duceam cu ei și cântam cu ei. Eu cântam la acordeon, că duceam acordeonul după mine în Bucovina și cântam cu ei și eram fericit că sunt acolo. Pentru mine copilăria a fost cea mai frumoasă. Ce mare, ce, când am văzut marea, sigur că am fost înnebunit, nu mi-a venit să cred că sunt la Marea Neagră. M-am uitat, nu se poate. Eu nu știam decât de Corlata, care e la un kilometru de Stupca. Și acolo am copilărit, acolo am învățat foarte multe lucruri care mai târziu mi-au folosit. Păi și strigătura mea din Haiducii lui Șapte Cai, ei, cuțit, 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 de trei ori te-am ascuțit pe tocile, pe pietroi, să tai capul la ciocoi. Asta era strigătură care o auzisem acolo, cu ei, cu Drăcoșii, cum mi s-a suflat acum, că știe doamna Muntean că eu îi pomenesc mereu și ăștia mi-au înnobilat. Mi-au înnobilat sufletul. Florine, dar eu văd altfel totul. Tu ce ai certat vreodată cu cineva, da, așa, sigur, să ții ură, certat, să ții patimă? Că mie mi se pare că unul dintre secretele tale, al longevității și a popularității tale, e faptul că pare că nu te-ai certat cu nimeni. Nu, nu, ești pozitiv, certat, că treci peste probleme mai ușor decât trecem noi. După emisiunea asta o să mă cert cu tine, dar asta ce? Altceva. Glumesc, bineînțeles. Nu, m-am certat, sigur că mă mai cert așa din când în când, dar nu așa ca să spun că, vai, mi-am stricat inima, nu mai pot să judec nimic, sunt atât de marcat, nu. Nu m-am lăsat, eu nu am intrat în
această poveste extraordinară în care oamenii se ceartă, se dușmănesc, nu știu ce. Eu nici nu înțeleg pe cel care spune mie nu-mi place piersic. Foarte bine. Nici mie nu-mi place ăla și nu-mi place ăla. Îmi place Pacino, îmi place Clint Eastwood. Îmi place. Dar sunt alți doi, nu-i spun, care nu sunt așa prăbușit după ei. De asta fiecare cu gustul lui, nu? Eu pot să spun de pildă de nu știu care actor român care mi-a făcut Petrică Gheorghiu, de exemplu, care m-a impresionat cum a lucrat el cu studenții. Pentru că avea pregătire cum tu ai fi profesor acum și poate și ești să înveți pe oameni cum să mediatizeze un moment din ăsta cum îl ai tu cu piersic sau cu altul, cu altul, cu altul. Vorbesc serios. Așa e și cu actoria asta. Și cu, da, cu viața mea. Eu am avut șansa ca să pot să ciupesc de la unul, de la altul, pentru că am jucat cu foarte mulți actori extraordinari. Cred că ai înțeles momentul și cred că au înțeles și cei care astăzi sunt aici cu noi împreună, cum e Cătălin, cum e Ștefan, trebuie să vă spun. Eu am învățat mult de la actorii cu care am jucat. Foarte mult. Dar e multă patimă în lumea asta actorilor. Da, și da, dar să știi că e foarte important să fii cu urechea ascuțită și să poți să prinzi, să vezi, cum am văzut eu, de pildă, dau un exemplu la întâmplare, Fata fără zestre, a lui Ostrovski. Eu nu trebuie să învăț textul când am jucat piesa asta. Dar cum? Pentru că o aveam, am văzut-o de vreo 10-12 ori la Teatrul Național din București. Cu Maria Bota, care era pentru mine un vis, din Cușca Suflărului mă uitam și mă gândeam eu o să ajung vreodată să joc, pardon, să joc cu... cu Maria Bota. Lângă ea era Geo Barton, care juca pe Vronski. Și mă gândeam, zic, extraordinar, ce bine joacă ăștia. Și veneam a doua oară. Nick Suflerul teatrului mă primea. Veneam cu sandwich-uri de la mama, cu prăjituri și spuneam, vă rog frumos, domnul Nick, lăsați-mă să stau la dumneavoastră în cușcă. De ce? Vrei să vezi picioarele artistelor? Nu, 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 asta mă interesează. Mă interesează să-i văd cum joacă. Dar nu știam că o să fiu actor. Dar azi un pic, mâine, nu știți cum e, strop cu strop fac al mărilor potop. Și în momentul în care eu am fost distribuit să joc rolul pe care îl juca Geo Barton în Fata fără zestre, mie nu mi-a trebuit nimic, pentru că tot rolul aveam în cap. Știam piesa. Și atunci eu la prima lectură, cum facem noi, probabil că dumneavoastră, dragii mei, nu știți că actorii, înainte de a juca o piesă, se întâlnesc la o masă, cum sunt eu acum cu Mihai Morar, și citesc textul din piesa respectivă. Citesc piesa. Și se citește și după câteva lecturi, unii, cum era Ghiță Cozorici, de exemplu, sau Ion Marinescu, Janu, îi spuneam. L-am cunoscut la filmările din Drumul Oaselor, când filmam cu Năstase Drumul Oaselor și jucam pe Mărgelatul. Atunci l-am văzut pe omul ăsta, Janu Marinescu, Ion Marinescu, care acum îi dădeai textul și peste o clipă îl știa 10 ani. Cozorici nu-și mai spun. Nu e adevărat. Nu credeam că un actor poate să citească la masă prima dată o piesă și după 5-6 lecturi nici nu se mai uita în text, îl știa. Asta e o calitate grozavă a unui actor, să aibă memorie. Eu am avut memorie, nu ca ei, dar pe aproape. Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți și spun și lui Mihai Morar. Eu am jucat în piese grele, cum a fost Din jale se întrupează Electra, al lui Onil. Era un text extraordinar. Sau Idiotul, această dramatizare după Dostoievski, în care
personajul principal, Lev Nikolaevich Mishkin, prințul, vorbește aproape în toată piesa. El conduce totul. El e și executant, e și dirijorul unui spectacol. Eu aveam monologe care trebuiau să fie înghițite de public ca o, cum să spun, ca o garoafă proaspătă pe care o dai cuiva și femeia zice, extraordinar ce am primit așa. Deci, întrebare era pe scenă. Atunci mi-am dat seama că eu sunt cumva, am ceva, pentru că cel care a pus piesa, vorbesc de maestru Ființii, care a fost unul din cei care au fost mai mult decât regizorul meu, a fost cel care m-a condus în toate rolurile care le-am făcut. Întrebarea era, prințule, dacă tu ești aici cu noi, ce amintire ai legată de faptul că ai venit din nou în Rusia? Și la care Ființii îmi spunea, ești derutat, Florin, ești derutat de această întrebare. Și zic, și ce trebuie să fac? Să faci să rămâi așa cum ești și cum ai fost în tren când vii și când tu dorești să vorbești limba pe care o iubești cel mai tare, limba ta. Și atunci spui, când am intrat în Rusia, acolo, în tren, am fost foarte impresionat de zbieretul unui măgar. De ce râdeți? Da, un măgar. Zbieretul lui mi-a plăcut atât de mult și m-a impresionat atât de tare, încât de atunci îmi plac foarte mult măgarii. Am o mare slăbiciune pentru măgari. Bravo, Florin! Bine, așa e. Pur, curat. Nu-ți cauți cuvintele. Eu la monologul ăsta nu uit și nu pot să uit. Era de mult, acum 40 de ani, când jucam eu această piesă. După sfârșitul monologului acesta, care este superb, începeau aplauzele dintr-o dată, în mijlocul unei piese. Și stăteam așa și nu-mi venea să... Ceea ce e rar. Era formidabil, pentru că nu e o arie pe care o cântă un tenor, cum e Pavarotti sau alt minunat, Mario Lanza sau cineva, ci e o bucățică de text, mai mare sau mai mică, care prinde publicul din povestea pe care o spui și care are și fior, are și emoție, are și ceva proaspăt în ea, în care publicul e impresionat și când tu ai terminat, formidabil, cum a povestit ăsta. Și atunci simțeam de fiecare dată că se apropie acest moment, știam că trebuie de așa manieră să-l spun și să am lacrimi în ochi de bucurie că sunt acasă. Că am stat în Elveția atâția ani de zile și deodată am venit acasă și mă întâlnesc cu un mujic, cu oarecare, cum s-a întâlnit Florin Piersic cu Badea Toader din Petrilaca. Și spun, ce faci, Bade? Dar dumneata cine ești? Sunt și eu un om, am venit în România. Vă place aici în România? Sigur că îmi place. Povestiți-mi de dumneavoastră, de ce ați venit aici? Și atunci, cam așa îmi spunea mie Ființii când îmi dădea indicații. Vezi că eu vorbesc și îmi vine să plâng. De ce? Am avut ceva. Mi-a plăcut foarte tare. Mi-au plăcut oamenii. Oamenii. Eu pe Rogojin, care era partenerul meu, Răducu Ițcuș, în piesă, nu puteam să-l urăsc. Trebuia să am o distanță de el, nu puteam. Deci era clar că eu am fost foarte influențat de rolurile pe care le-am jucat.
Chiar da. Și de nebunia aia, imediat te las, nebunul ăla, cu o minte de copil de 3-4 ani, care era Leni, din ăsta, vine să râd că spun Leni, că despre, cum îl cheamă, ființii care a pus spectacolul și m-a distribuit pe mine în acest rol, care a fost o cotitură extraordinară pentru mine în profesie. Dintr-o dată, Florin Piersic era alt om, cronicile spun acolo, cred că am amintit de 2-3 cronici, pentru că e păcat ca niște oameni valoroși, cum e Carandino, cum e Radu Popescu, să scrie, domnule, nu e adevărat, pentru că eu eram veșnic, învingătorul, frumosul, șarmantul, Craiul. Nu știu dacă Craiul, dar în orice caz, cel care totdeauna termină cu bine tot ceea ce face. Și deodată, alt personaj, altă distanță și așa mai departe. Mai reușit să stai peste rivalități, invidii, mâncătorii, pentru că lumea asta a teatrului, știu, și sunt că mulți exist. Colegi chiar din generația ta care povestesc despre lucrurile astea. Da, ei povestesc pentru că eu, la mine s-a întâmplat ceva. Cred că din cauza firii mele. Eu nu am putut să mă cert cu nimeni, că m-a întrebat dacă m-am certat vreodată cu cineva. M-am certat, dar nu o ceartă de asta importantă care să mă facă să mă gândesc ce am făcut asta, pentru ce am făcut asta. Nu, n-am avut asta. Iar chestia cu invidia, cu asta, îmi pare bine că pot să-ți spun asta și probabil că dumneavoastră o să credeți că vă spun asta ca să vă faceți o impresie bună despre mine. Nu. N-am avut asta pentru că am fost învățat încă de la cei cu care am jucat mult, vorbesc de regizorii, nu de actorii cu care am jucat, cum a fost Moni Gelerter sau ființii de care v-am pomenit, Mihai Berechet, Sica Alexandrescu. De la ei am învățat un lucru foarte important. Senzația că îl invidiez pe ăla, că are asta, că are aia, că face așa și nu face altfel decât... Astea sunt lucruri mici. Tu trebuie să treci, Florin, peste toate astea. Asta simțeam eu din povețele lor. După Mâșchin, eu stăteam, nu-mi venea să cred că venea publicul care au fost în sală, veneau, dăteau mâna cu mine și vreau să-mi pup pe mâna. Zic, ce vreți să faceți? Am vrut să vă pup mâna. Nu se poate, cum ați fost acum în rolul ăsta, ce mi-ați făcut, m-ați stârnit cu tare. Și mă gândeam, zic, nemaipomenit. Atunci cum să-l invidiez eu pe altul care are poate mai mare succes decât mine? Nu au fost actori, cum a fost George Constantin, care a jucat bine, n-a fost actorul care să spun eu, ai de mine, că am stat cu el într-o cușetă și am plecat în Italia ca să joace, el juca regele Lear. Și eu jucam pe cel care era, cum să spun eu, comicul piesei, adică nu valetul lui, ci bufonul. Un fel, da, bufonul lui, bufonul, e foarte bine, chiar asta era. Și jucam acest personaj cu drag, mă uitam la el cum joacă și dacă îți spun ceva, nu crezi, pentru că nu-i greu, nici dumneavoastră. Visam să joc eu regele Lear. Îl vedeam pe el jucând, am stat cu el de vorbă. Dar fără invidie. Eram cu ceva. Fără, n-aveam, decât mă gândeam, uite ce joacă, el trebuie să joc și eu așa ceva. Ceea ce n-am putut să spun niciodată, când l-am văzut pe actorul creierului meu, inimii mele, a întregii mele ființe, Laurence Olivier. Eu n-am văzut un asemenea actor. Eu am spus, el nu e actorul Laurence Olivier, e regele artiștilor pe tot globul, pentru mine, în tot ce l-am văzut. Am văzut și pe alții jucând Hamlet, l-am văzut pe Smoktunovski, foarte bun în Hamlet,
foarte bun. Dar nimeni nu m-a lovit în suflet așa cum m-a lovit pe mine Laurence Olivier. Pentru că eu sunt unul din singurii care l-am văzut împreună cu ultima lui soție, nu cu Vivian Lee, vă dați seama ce senzație am avut când eu am ajuns la Copenhaga și m-am dus să văd Elsinore, mă rog, castelul unde Laurence împreună cu soția lui, cu Vivian Lee, cea mai frumoasă femeie din ochii mei care am văzut-o, și când am văzut-o am spus: nu e vie femeia asta. Vivian Lee, pe care dumneavoastră ați văzut-o prea puțin, și dacă ați văzut-o, nu puteți să uitați în filmul în care a jucat ea Pe aripile vântului. Excepțional, ce bine că mai am și suflări aici. Ori asta am vrut să spun, Aripile vântului era o minune, o femeie care nu era adevărată. Asta a fost soția lui Laurence, merita ca el niciun actor, niciunul. Ca după aceea s-a avut, văzut jucând? L-am văzut jucând numai în film și în spectacolul în Titus Andronicus. L-am văzut jucând cu John Powright. John Powright a fost ultima lui soție. Mă, când o vedeai așa, te gândeai, zic, mă, ce caută asta, mă? Ca o bucătăreasă era. Pe scenă, înflorea, domnule, nu-ți venea să crezi. Am văzut imprimarea cu Titus Andronicus, sau cum spui, Titus Andronicus, când am văzut-o, dar el conducea tot. Ea era Dumnezeu și el era Dumnezeul Dumnezeilor. Jucau grozav. Nici nu termina unul o vorbă și începea ea să spună referitor la ce a vorbit el înainte. Era o nebunie. Deci de aia se îndrăgostesc actorii de actori. Absolut. Poți să ai o parteneră și să leșini după ea de plin. Nu știu, mie... Eu am avut multe partenere. Nu pot să spun că vai de mine, am căzut. Dar mi-a făcut plăcere. Unele chiar mi-au plăcut foarte tare cum jucau cu mine. De pildă, o dau exemplu, dar pentru dumnealor nu știu cât de tare le spune numele, pentru că generațiile se schimbă. Dumneavoastră care vă uitați acum, multe nu le știți. De exemplu, poate ați auzit de Carmen Stănescu, nu? Pe Carmen Stănescu eu am văzut-o în comedie, în foarte multe apariții în comedie. Era o piesă care se numea O femeie cu bani, în care eu juca cu mare succes Carmen Stănescu, și când a jucat cu mine în Dulcea Pasăre a Tinereții, în care juca pe Lady, nu pe Lady, pe Princess, pe ăsta, ea era extraordinară. Pentru că prinsese chestia asta, extraordinar, că e cu totul altceva decât grozav am jucat cu ea. M-am simțit excepțional. Da, și am avut o parteneră pe Valerica Gagealov în Oameni și Șoareci. Tot așa, puteam comunica cu ea, extraordinar. La un moment dat eu trebuia să o strâng de gât, să taci din gură, să o țin, să nu știu ce. La un moment dat, așa juca, că am crezut la un moment dat că am omorât-o acolo, pe scenă. Pentru că eu o strângeam de gât, o cu tare, taci, să nu ne-a... Și în momentul în care ea cădea, eu am ieșit în culise și asta, nu știu, cred că am povestit în carte... Respiră, alo, din culise. Ea era moartă acolo, omorâtă de mine. Respiră, mă, că ai murit, ce dracu, fă ceva, să-i văd puțin că nimic. Atât eram de neobosit. Și acum... Vreți să vă spun ceva? Sincer. Da, eu un om despre care n-ai povestit niciodată, Florin. Ce? Un om, poate cunoscut, poate necunoscut, da, despre care n-ai povestit niciodată nimănui, care te-a marcat. O vânzătoare din piață sau un șofer de taxi. Sau... M-a marcat țiganca din gară care mi-a spus: domnul Florin,
dumneavoastră să trageți un bilet. Și cu, dă-i un bilet la domnul Florin. Biletul de papagal. Ăsta, papagal, sigur că da, și Cico o să vă scoată un bilet. Costă 25, dar pentru dumneavoastră costă 50. Și o să vedeți. Ia să vedem ce spune biletul ăsta, că o să trăiți 92 de ani. Eh? O să vedeți că poate o să trăiți 22 de ani. Cico știe tot. Cum să o uit pe aia, mă? Cum să uit unul care stă în tren cu mine? Și zic, dumneavoastră, cine sunteți? Pentru că eu, așa cum l-am cunoscut pe Ștefan și cum îl știu pe Cătălin, așa sunt eu în viața de toate zile. Întreb, tu cine ești, mă? Zice, eu sunt Vasile Pârțănagu. Pârțănagu? Ce nume e ăsta? Așa ne-a chemat pe noi. Unde pe noi? Acolo unde stăm noi. Toată familia mea e Pârțănagu. Și cu ce vă ocupați? Cu nimic. Stăm degeaba. Cum adică? Cum să spun? Mie îmi plac oamenii cu care povestesc. Și dau un exemplu foarte bun legat de ce ai spus tu. Că eu am spus de țiganca de acolo. Alt exemplu am vrut să spun. Dar mi-a sărit acum din cap. Am atâtea că nu e adevărat. Mi-e drag să mă opresc cu oameni. Dumneata, de ce ai venit? De ce stai aici în tren? Ce meserie ai, dumneata? Domnul Piersic, eu sunt șef de gară. Ah, bravo. Șef de gară. Și de ce mergi cu trenul? Păi zice, eu ar fi trebuit să cobor, pentru că eu șef de gară la Copșa Mică. Dar dacă v-am văzut pe dumneavoastră, mie îmi place că vorbiți cu noi și povestiți aici. Și mă duc până la Vatradorne cu dumneavoastră, că tot nu mă costă nimic. Zic, bravo, domnul! Cum, Florin, și de la Copșa Mică până la Vatradorne, deci, e o jumătate de țară. Da, mă, nu, așa era trenul în care eram. Și zic, și mi-e drag să stau cu dumneavoastră. Și eu de acolo mă întorc cu alt tren, mă întorc acasă, la mine, la gară. Da, dacă a trecut gara, dă-o dreacu de gară, mai mă întâlnesc eu cu dumneavoastră. Zic, bravo, mă, șef de gară, bravo ție. Și ce te mai interesează? Îmi pun întrebări, mă întreabă ceea ce tu nu m-ai întrebat. Adică lucruri din astea care nici nu vine să cred, mă, că mă întreabă un om. Măcar ei au apucat, eu n-am apucat. Păi, dar ai apucat. A, tu n-ai apucat să mă întrebi. Acum hai că să... Poate până la Vatradorne apuc și eu. E greu, mă, să pot. Poate până la Vatradorne apuc și eu. Până la Vatradorne, hai. E o altă treabă pe care cred că românii o simt și de-aia ești atât de iubit. Și eu nu exagerez când spun că au fost vreo 10-20 de ani în care dacă ai fi candidat, ieșai președintele României înainte de Zelenski. Mă, cum să... Nici în glumă glumesc, nu-mi place. Da. Glumesc, dar erai atât de popular că, apropo, toată lumea se întreabă cum un actor președinte. Florin Piersic, dacă ar fi candidat în 92... Dar ăsta, Zelenski, ăsta, că e la Ucraina, nu a ieșit, e actor. Din primul tur ieșai președinte, nu afară. Da. Și ce facem? Pentru că eu cred că România au simțit la tine... Îți dai seama că tu erai secretarul meu, erai un purtător de cuvânt. Cătălin mi-aducea mâncarea, că văd că stă bine din punct de vedere ființă. Iar Ștefan îl puneam la cultură. Dar nu mi-ai zis ce ai făcut în alea două zile cât ai fi vrut să fii președintele României. Eu? Cu altă ocazie. spune, continuă mai departe. Pentru că România... au simțit la tine că ești cumva deasupra răutăților, a trădării, a meschinăriei, a banilor, de exemplu. Uite, despre asta voiam să vorbesc neapărat. Vorbește. Că niciodată n-ai vorbit despre bani, nu ai părut avid după bani. Pentru că n-am avut. Aici e chestia. Noi eram la film, acum spun și pentru ei care sunt aici, așa, în echipa tehnică. Noi eram la un film, nu? Filmul se dădea după ce se petrecea cel puțin un sfert din filmări, îți dădea un avans din contract. Contractul era de 40 de milioane pentru rol principal. 40 de mii, pardon. Așa era atunci. Asta ce însemna? O mașină? Două mașini? Ce mașină, bă? Sunteți nebuni. 40 de mii de lei, din care 20 de mii, nu e glumă. Ceea ce vă spun, pot să confirme și colegii mei care mai sunt de vârsta mea.
jumătate era impozitul pe care trebuia să-l plătești statului. Deci, clar că 18-20 de mii erau impozitul. Restul primeai, între ei trebuia să... Am văzut cu ochii mei, am văzut pe Caragiu, pe Codrescu, pe alții care spunea, domnule, dar nu ne mai dați niște bani, că totuși, că ei îți puneau la dispoziție unde să locuiești și drumul, unde te duceai la filmare. Eu care am fost, n-am fost actor de scaun, de birou. Eu am fost cu cai, cu bătăi, cu nebunie și atunci trebuia să joc în filmele în care eram distribuit și trebuia să mă duc în munți, la Brașov, Columna, cu Pintea la Baia Mare, 40 de călătorii, 38 de călătorii cu avionul dus-întors, pentru că seara jucam la teatru. O, domn. Da, jucam, dormeam 2 ore, venea o mașină, mă ducea la aeroport, mă suiam cu cine? Cu ăla care era de la securitate și care trebuia să primească ziarele să le duc acolo unde le ducea. Ziarele care trebuiau să... Plus că era securistul care era acolo. Cum te cheamă, mă? Tudorel. Ce faci? Giujulez Barza. Foarte bine, domnule, că ai venit aici. Dumneavoastră ce faceți, domnul Florin? Zic, eu mă duc la filmare. Acolo coboram, avionul jos, avion... Când pleca, lua și asfaltul cu el. Așa erau atunci avioane. Și era aterizam și acolo mă aștepta o mașină. A cui? A cinematografiei, nu. A secretarului. A primului secretar al județului Maramureș. Îl chema Blaj. Uite, vezi că pentru mine e un mare ajutor, că știu că îl cheamă Gheorghe Blaj și Blaj spunea cât e piersic aici și face pe Pintea Nost aici. El a fost, l-am adorat pe el. La ce te întrebam la început? Spune. Relația ta cu banii, care nu-i absolut deloc, sau așa pare, nu e o relație am martor aici, nu? Având în vedere că doamna Munteanu a venit cu mine la această întâlnire, pentru că o cunoști și știai că o cunosc de 25 de ani. Ea știe mai bine decât mine că niciodată n-am spus nimănui, dar eu cât primesc acum că mă duc. Cea mai bună dovadă e faptul că ea a vorbit cu tine, nu eu, i-am spus, ai făcut greșeală. Să spună, dar voi plătiți ceva lui Piersic ăsta care are 87 de ani, mâine, poi, mine are 87, dacă îi împlinește. Să dați și lui ceva, că și el trebuie să câștige la vârsta asta, nu? Eu nu pot să spun așa ceva. Eu nu pot să-l întreb pe ăla care a jucat la Viena, care m-a dus la Viena, impresarul, să-i spun, domnul Ciprian, dar pe mine cum mă plătești? N-am întrebat nimic. El mi-a dat, așa a socotit el că merit, mulțumesc, am luat banii, mulțumesc. I-am făcut și lui un cadou. La ce au fost buni banii pentru tine în viața asta? Să cumpăr ce îmi place. Adică, care e cel mai mare lux pe care ți-l... Băgat la întuneric. Cum? Cel mai mare lux pe care ți l-ai, nu știu, cumpărat, făcut, permis? Lux? Nu știu dacă lux, că nu mi-am cumpărat eu nimic așa de lux. Dar pot să-ți spun că unul din lucrurile care cred eu că am făcut bine că l-am cumpărat a fost o zi în care m-am dus și am văzut un om cosind. M-a invitat un inginer vecin cu mine la Cluj. Îmi place povestea asta, îmi place că m-a întrebat. Și ăla a spus, zice, domnul Florin, dragă, te-am invitat aici pentru că noi stăm, uite, aici. Zic, în ăsta, în trenul ăsta, era un vagon de tren. Și acolo stăteau, tot gol în jur. Păi, zic, formidabil, ce e aici? Și ce cu vagonul ăsta? Păi l-am adus aici, am avut eu o pilă și noi câteodată stăm după masa. Noaptea nu prea rămânem aici la gura Râștii, satul ăsta din munți, de lângă Cluj, 28 de kilometri. Zic, dai frumos aici. Bade, cum te cheamă? Pe mine, pe dumneavoastră, sunteți ăla de la televizie, zic, eu mis.
Vai de mine, ce bine, nu veniți la mine să mâncați niște ouă, dar ce faci, cosești? Cosesc, ăsta-i pământul meu. No, păi frumos. Bravo, bravo, îmi place. Nu-l vinzi? Îl cumpărați dumneavoastră? Mi-ar place. Păi veniți la mine, mâncați niște ouă și stăm de vorbă. Îl vând, că am mai multe. Bine, și m-am dus. Mi-ai spus că ce mi-am permis? Mi-am permis să cumpăr locul ăla. M-am dus în America, am avut recitaluri acolo, la New York, la San Francisco, la Detroit, la... Și pe unde mai fi fost? Da, că știu și... Știu locul în care a copilărit minunea aia de om care a fost și nu va mai fi niciodată. Cântărețul Americii, nu de Presley e vorba, de Michael Jackson. Și am fost și în satul în care el s-a născut și a copilărit, Michael Jackson. Și acolo erau mulți români. Și au venit la spectacolul meu. Am vorbit și de Michael Jackson și așa. Nu murise încă Michael Jackson. Era așa, în și întorcându-ne la Cluj. Și întorcându-mă la asta, m-am dus acolo și am plecat. E dat omului banii, i-ai mâncat ouăle. Zice, da, unde-s banii? Zice, m-a învățat cineva. Nu ții banii în poșetă, nu ții banii în buzunar, că mai scoți haina, că ți-e cald, că nu știu ce, nu. Îi bagi în chiloți. Banii în chiloți, da, bun. Eu nu port izmene ca ei, ca tine. Eu port chiloți de damă. Ați auzit de asta, dumneavoastră, telespectatorii? Chiloți din aia care au aici elastic. Și nu-s de damă, s-de bărbați, dar-s chiloți. S-s chiloți așa cum e slipul de baie, care-i strâmb și aici între chișoare și aici te ține. Și atunci când am luat banii în America, am luat banii și am spus domnului Cepoi, care era gazda mea, zic, Gian, Ion îl chema Cepoi, dar îi spuneam Gian. Adică, uite, mă, Gian, zic, pot să-mi schimb banii ăștia? Ăștia i-am câștigat aici. O numărat, zic, dăm mari. Dacă să... De ce? Treaba mea, de ce? Eu numărat în două zile, mi-au dat... Bagnote de 100. I-am luat și i-am băgat tăți în chiloți. Când am intrat în avion, se uitau stewardesele. Ce, mă, ce dotat e ăsta, mă, ce poți să aibă ăsta aici, acolo. Cu taromul a zburat? Română, cu taromul. Da, deci erau români. Țin eu minte, sigur că erau români. Și am spus la stewardese, sunt un om bogat, să vede, domn Florin. N-ați văzut tot, când o să vă arăt tot, e asta. Și mă duceam, făceam pipi. Ce credeți că făceam? Voi care sunteți spectatorii mei și cu minunea asta de băiat care e morar și mai are răbdare cu mine. Număram bani în closet, ca și cum cineva putea să-mi fure din chiloți, dar îmi făcea plăcere să-i număr. Mă. Și stăteam și se gândeau ăia probabil, ce face ăla în Buda acolo, mă? Trece cu fureala, nu mă trecea nimica, că eu făceam pipi și număram ăia, zic, toți iar îi băgam acolo. Și am ajuns acasă. Și când am ajuns acasă, zic, bage Simeon. Ziceți, domn Florin, că mi-e drag de dumneavoastră, de nu mai pot, zic, mai dăm niște ouă și uite, cât ai spus, 7.000 de euro. Ăștia sunt. Ăștia-s banii dumitale. Pământul e a meu. Acum să văd, să umblu pe undeva, pe la Sfântul Gheorghe, la Miercurea Ciuc, să văd unde găsesc pe un om care să-mi facă o cabană. Și vreau să spun, i-am dat banii și pământul era a meu. M-am dus la Sfântul Gheorghe, la Miercurea Ciuc, prin toate, pe la Odor, Hei, o secuiesc pe acolo. Toți spuneau, da, domn Florin, dar să știți că costă, că lemne, că nu știu ce cutare. Zic, bine, lăsați. Mai eu și n-am atâția bani cât vreți dumneavoastră. Și m-am dus înapoi. Zic, bace, Simeon, vreau să vă spun ceva. N-aveți pe cineva să-mi facă aici o cabană. Pentru ce? Ca să dorm ziua sau poți și noaptea, o noapte, două, și faceți. Păi ce băieții mei, unde-s? Aici, stați, că doar i-ați cunoscut, îl știți. Bă,
Vin un coace, Mitre. Vine ăla. Uite, domnul Florin vrea cabana. Faceți? Faceți numai să ne facă rost de lemne. Bine, m-am dus la Cluj. Eram vecin cu unul Sabău. Zic, domnul Sabău, zi Florin. Păi cum, eu spun domnul Sabău, tu îmi zici mie Florin, ce mi-e trage în deșireturi. E șef la lemne. Îmi dai lemne, îți dau lemne mai ieftine, sunt de categoria a doua, dar eu ți-o trec la a patra sau a cincea. Ce lemne vrei? Zic, vreau să fac o cabană. Zic, bine. Cât mă costă? Atâta. Zic, trebuie să așteptați încă un turneu de-a meu în America să mai povestim. M-am dus, nici nu trecut multă vreme și s-a chemat din nou în America. De 5 ori am fost în America. De 5 ori. Odată am stat 5 luni. 5 luni. Păcat că n-am avut era frică oamenilor că veți rămâne acolo. No, Hollywood. Bă, poate, nu. No, Hollywood. Cine ajunge, mă, la Hollywood? Când aud de chestia asta cu Hollywood și dacă nu dau exemple, știu actor român care s-a dus la Hollywood și ăla care era partenerul lui, vedetă mare, spun minciuni? Nu. Nici nu l-a băgat în seamă. Eram parteneri, cu tine parteneri. Și acum împărțim amândoi masa asta. Deci un actor român a ajuns la Hollywood. Și el juca un rol, unul din actorii excepțional de la noi, știm despre cine vorbim, prietenul lui Florin Piersi Junior, cum îl cheamă, mă rog, știm. Nu contează. Nu contează, dar juca. Și ăla nici nu-l băga în seamă, adică jucau, își făceau treaba, dă-mă prietenie, hai să trăiești, ca capra în cursă albește, ai noroc să fim sănătoși, să nu știu, nu nimic. Așa, adică distanță, nu așa ne tragem de brăcinar. De-aia nu de v-ați dorit niciodată să plecați. Eu? Cum să nu? Aș fi vrut să joc acolo. Cu cine să joc? E o actriță care acum, în ultima vreme, cam de câteva zile, am văzut-o într-un film. E așa de schimbată, așa de tare îmbătrânit, după părerea mea, e consumată. Foarte tare mi-a plăcut. Da. Michelle Pfeiffer. Pua, ce mișto. Michelle Pfeiffer. Acum am revăzut-o într-un film. Nu pot să spun că era nemachiată sau că era... Trece vremea, din păcate. Important e că ați terminat cabana de lângă Cluj. Așa, uite, că te-am tot auzit. Eu vorbeam de Michelle Pfeiffer și el tot cu cabana au rămas în cap. Vreau să-ți spun așa. Și deci ăsta m-am dus din nou în maxim. America, am venit și ăsta a început să spună. Știți, domn Florin, ăstea lemnele sunt foarte bune, dar ne trebuie aia, ne trebuie aia. Zic, fac rost. Mă duceam, făceam rost de niște bani la aia. Ăla e cadou care mi l-am făcut eu. Cabana de lângă Cluj, unde acum când mă duc, îmi face plăcere că am făcut, m-am dus eu la mare, eu. Ăsta care este la emisiunea lui Morar, am dus la mare. Voi ce faceți aici? Domn Florin, facem plajă. Nu mai faceți nicio plajă, fiți atenți. Culegeți tot ce vedeți pietricele mici pe aici. De ce? Am un plan. Faceți asta. Culegeau saci, mă. Oameni care nu i-am văzut în viața mea. Tineret, care spuneam, hai mă pentru Florin Piersic să-i culegem pietre. Toate pietrele le-am pus în mașină, atâta distanță mai era de la mașină până la șosea. Așa era de grea, dar am venit cu ele. Eu cu mâna mea am făcut trotuarul ăla. Pus asfalt, sau cum dracu se cheamă ăla care îl pui, moale și am pus pietricele. Și am făcut un drum ciment. De la ciment. Uite că tu știi ce cultură sunt ai. Sunt documentat. Pleci de la poartă când intri la mine, 8-10 metri, numai a făcută din pietricele și am pus becuri, așa, ca la Hollywood. Și intri să aprind becurile. Ăla este Walk of Fame-ul lui Florin Piersic. Și aceea, și pur și simplu, garajul meu e așa, jos și intră mașina, n-am poartă la garaj. Plouă, ninge, mașina e sub acoperiș, dar nu e închisă, nu nimic. Urăsc astea, că am văzut la cineva foarte apropiat de mine care are,
nu mai apasă așa pe cheie la mașină și se deschid porțile. Zilele astea am fost acolo și mi-a spus, nu pot, de ce te-ai întors? Pentru că nu pot să deschid poarta, că e stricată lumina în tot cartierul. Și atunci trebuie să deschidă cu cheia. Dar, deci altfel, n-ai poartă cu telecomandă? Numai la intrare. Restul la galaș, toate... Nu. Nimic. Și să fură ca în codru, că în România... Să nu-mi zici că ți-a furat cineva ceva. Nimic. Mi-au furat, spun sincer, aveam pistoale. Ai auzit de pistoale? Bang, 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 pistoalele. Alea, toate le aveam puse acolo, că aveam pistoale rămase de la mărgelatul. Venea unul, știți că pistolul ăsta vi-l fac cadou. Dă-l încoace, îmi place. Cine ești? Mă cheamă Fofâznac. Fofâznac, fii atent, e foarte drăguț din partea ta, dar ce-i cu pistolul ăsta? Nu-i bun de nimic, domn Florin, dar m-am gândit la dumneavoastră că v-am iubit așa de tare în filmele astea cu de bun, lasă-l aici. Dar muniție nu va da nimeni. Și într-o bună zi, ce muniție, că nici nu trag pistolele astea de formă. Le-am pus în casă. Și într-o zi, eram de Paști plecat în Bucovina, vine doi, lucrează, deschid ușa de la unde e prima cameră în care stau acolo. Și unde era pomul de Crăciun? Nimic. O poză de-a mea s-o ia de acolo, s-o pună la ei, s-o ia cu ei, să spun, avem și noi amintire, uite, o fotografie cu Florin, unde am spart cabana. O lua pistolele. O lua pistolele, mă, toate. Și după câteva zile am venit, am spus, v-a spart cabana, da. Asta. Ce vă lipsi? Nimic. O căuta bani, nu o găsi bani, că bani ciuciu, n-aveam de unde să ia, n-aveam eu bani în buzunar, dar să mai am și bani în cabană să-l găsească. Dar au luat pistolele. Într-o zi, știu că mă credeți și voi și toți care mă vedeți acum. Nu pot să cred că ți le-a adus înapoi. Știu că mă credeți, nu. Mi-au spus din aia, știți ce am văzut? Ce? Niște pistole aruncate în apă, în râul ăsta care curge pe aici, pe lângă dumneavoastră. Zic, da, și zice, ne-am băgat, am luat, am văzut eu și astea, de la dumneavoastră. Zic, de la mine, le-au aruncat ăsta cu toate. După câteva zile, trece săptămână, două, vine poliția, zice, domn Florin, da, ei sunt. Și aia cu cătușă la mâini. Ce, mă, voi ați spus? Da, ne pare rău. V-am stricat poarta. Da, poarta, ușa. Da, și ne-au dus aici că vor să ne condamne. Noi condamnați, mă, că nu mi-au furat nimic. Nu, să nu faceți așa ceva. Vă rog frumos, dau și declarație, dacă vreți. Scriu aici, cum te cheamă? Pe mine mă cheamă a Irinei. A, ești din Moldova. Ai venit în Ardeal să mă anglești. Da, dar acum îmi pare rău că am furat la dumneavoastră. Și pe tine cum te cheamă? A preotesei. Și tu ești din Moldova, da. Mă, dar voi sunteți hoți. Păi dar cu ce să trăim, domn Florian? Am crezut că găsim bani la dumneavoastră. Așa ne pare rău. E, nu e adevărat că am venit și v-am luat pistoalele. Ne-au plăcut. Dar le-am țipat după aia. Le-ați săpat, nu e nicio problemă. Iertați-i. Dați declarații, dau declarații că ei nu trebuie să fie pedepsiți, că ei au venit de curiozitate să vadă. Nu mi-au luat un glob, nu mi-au luat o poză de pe perete. Au luat niște căcaturi de pistoale care nu-s bune la nimic. Nici n-am tras cu ele, că n-aveam cartușe. Nici n-au cartușe, n-au nimic. Le vă rog să scrieți. Am scris. Vă mulțumim, nu uităm, uitați, vă spun eu, că și eu uit tot ce se întâmplă. Ați mai uitați, dar și iertați. Da. Ăsta e Florin Piersic. Nu știu dacă ăsta e, atunci așa am făcut și bine am făcut. Ce să le, de ce să-i bage la închisoare că au venit? Au făcut, recunosc. Dar care e cea mai... Cea mai? Un exemplu de iertare din viața ta, Florin. Cum a zilele trecute a avut un interviu, 40 de întrebări cu
doamna aceea, cum o cheamă, și a avut Florin Piersic Junior, în care a spus și lucru că tatăl meu a fost foarte mult lipsă, dar tot el s-a contrazis, pentru că după aia povestește de el, că eu mă duc foarte rar acasă și păi așa e profesia asta, că nu știu ce. Păi odată spui așa, odată spui așa. Care e cel mai mare actor al timpului nostru? Tata, Florin Piersic, a spus el. Și poți să citești merită ceva, Florin? Și da, pot să din, citești. Cartea, da, din cartea Viața este o poveste. Da. Te rog, spune-mi. Un leu cu țara la căpătâi este povestioara. Și scrie așa, cel de sus are grijă de mine și mi-a dăruit și surprize. Așa. Amândouă legate de băieții mei. Așa. Una este apariția lui Florin Junior la TV în piesa lui O'Neill, după care sute de oameni m-au felicitat. Că e frumos, că e talentat, că e așa și pe dincolo. Așa. M-am bucurat, normal. Cred că am simțit ce simțea tatăl meu altădată. E și asta o împlinire. Da. Astea sunt cuvintele tale despre, da, despre așa am scris. Florin. E adevărat. Pentru că m-am bucurat de fiecare dată când a apărut, am fost și la spectacolele lui. Eu am avut întotdeauna o mare simpatie și dragoste pentru el, pentru că am simțit că e foarte dăruit pentru meseria asta. Dar mi-ar fi plăcut să joace niște piese în care el să fie, de pildă, Victor Hugo, să joace Ruy Blas. El ar fi meritat să joace rolul ăsta. Asta e o piesă clasică în care venea Florin Piersic în Ruy Blas. Era ceva extraordinar. Da, ai simțit vreodată cumva să ai un control asupra carierei sau un cuvânt de spus în cariera lui Florin? Da, am simțit, dar niciodată nu mi-am dat cu părerea decât cu laude, că m-am dus la spectacolele lui și mi-a fost foarte... Eu am văzut câteva spectacole ale lui Florin Piersic Junior. Care le-ai văzut? Efectiv am ieșit mut de acolo. Asta e extraordinar că ai spus așa ceva. Înseamnă că ți-a plăcut foarte tare. Dar ceea ce voiam să te întreb este dacă nu cumva ai nevoia asta a marelui actor. Da, care e marele actor? Florin Piersic. Să vadă în fiul lui până la urmă o oglindă. Păi da, cum să nu? Eu doresc foarte tare, mai mult decât atâta, că eu, la declarația lui, că eu nu m-am întâlnit cu tata niciodată pe scenă, cu toate că el a fost în niște recitaluri ale mele, în care l-am luat partener cu mine. Dar asta a fost așa, en passant, ca să spun așa, a fost în trecere. Dar mi-a făcut plăcere. Dar adevărul este că mi-ar fi plăcut să joc împreună cu el. Dar piesa pe care mi-a dat-o el, nu-mi place să mai dezvolt subiectul ăsta, Frații se chema, mie nu mi-a plăcut piesa. Nu m-am văzut jucând în această piesă. Eu simt imediat ce mai merge, ce aș putea să fac mai mult decât spune textul. Și atunci am spus nu. Acum, târziu de tot, regret că n-am jucat cu el la Bulandra această piesă unde mi-a propus el să o joc. Până la urmă a jucat-o, dar a jucat-o puțin. Da, a jucat-o Timișoara. La Timișoara, zice. Da, da, da. Doar o amintire... Dar eu aș fi dorit, e târziu, știu că e târziu. Bine, în profesia asta niciodată nu e prea târziu. Mi-ar fi plăcut să joc cu el împreună. Spune. Spune ce ai vrut să spun. Mă gândeam... La ce? Că... Eu cred că e o suferință relația asta pe care o ai acum cu Florin sau pe care nu o ai. Pentru ce să o am? Cum să nu am relație? Dar ce suntem? Nu-i fiul meu? Eu să nu am cu el, pentru că pentru mine el e un actor extraordinar, de talentat, de bun și știe mult. Spune-mi o amintire din copilărie, când erai pur și simplu doar tatălui. Păi da, am fost tatălui totdeauna, pentru că simțeam nevoia să fiu aproape de ei, chiar dacă eram despărțit de Tatiana. Aveam pentru ea un sentiment cu totul special, iar el era băiatul meu și așa a rămas și așa va rămâne toată viața mea, Florin Piersic Junior. Ai scris aici, vedeți de ce e nevoie de iubire? Pentru că prin iubire oamenii s-ar apropia unii de alții și ar putea sta împreună în aceeași încăpere. Da. Sfatul meu e să folosiți mai des cuvântul iubire. Da, așa e.
ce am scris acolo, așa am simțit, așa am scris. Nu e o filozofie. Eu apreciez pe colegii care și-au scris cărți și în care folosesc fel de fel de, cum să spun eu, fraze care sunt interesante. Dar nu sunt ale lor. Nu știu dacă înțelegi ce spun. Dacă am spus ceva greșit, vă rog să mă iertați. Sunt fraze spuse de alții. Ei le folosesc și se potrivesc la locul în care ei le pun. Dar nu sunt ale lor. Sunt citate din cutare, din cutare, din cutare. Frumos. Nu ți-a plăcut să vorbești niciodată în citate? Nu mi-a plăcut pentru că, în primul rând, că eu am memorat poezii, nu citate. Eu de ce sunt mai prețioase poeziile decât citatele? Pentru că de la începutul am învățat de la Sadova, Marieta Sadova, care mi-a fost profesoară, că noi cu poezia, actorul cu poezia se naște și crește și dospește cu poezia. Poezia îl face mai colorat, mai cu imagini pe care o poți da celui care te ascultă. Și să ai senzația, Florin, și nu mai ție, spun la toți cei care sunteți în clasa mea, poezia când o spui, trebuie să am senzația că în momentul ăla tu ai făcut-o. Că tu ai, nu Vlacuță, nu Coșbuc, nu Eminescu, nu ăla, nu Păunescu, nu Crânguleanu, nu. Tu o spui ca și cum în clipa aceea o ai aici și în clipa aia o scrii. Ce frumos! Pentru să am senzația că tu o spui, voi o vedeți fugind prin sat cu zdrențele și roi, desculți în ger, cu ochii subți. De cine râdeți voi? Și după dânsa curioși, de ce fugiți în roi? Tot timpul trebuie să-mi dai senzația asta că în clipa aceea tu îți comentezi poezia și poezia de fapt nu e a lui Coșbuc, ci a ta, tu o scrii în momentul ăla. Noi am învățat foarte multe de la profesorii noștri, din fericire. Și rolurile pe care le-am făcut datorită lor. Știi că foarte multă lume spune că lumea nu mai citește poezie, că nu mai e atrasă de poezie. Nu știu, eu cred că nu mai sunt oameni care să recite poezie așa cum recit tu, Florin. Poate, dar nu știu dacă eu recit cel mai bine, dar sunt și alții care recită extraordinar. O poezie de dragoste care ți-e dragă? Da, oricare. De exemplu, noi avem un teatru acolo care se cheamă Lucian Blaga. Blaga e ardelean. Știi povestea cu Blaga, nu? Că el nu a vorbit până la 4. Da, da. Și maică-sa, care era moldovean, că spunea, vai de mine, și păcat, și păcat. Băiețelul ăsta atât de frumos, așa de dulce, de, nu poate să grăiască, nu? Tare. Și într-o zi când ea călca la niște rufe acolo, cum sunt pereții la casele din Ardeal, sunt groase așa, el stând și dormind lângă geam, sus culașul, spune, mamă, ni foame! Aia, grăiește, Lucică! Țipete, mers în curte, băbasul, toți vecinii. De ce n-ai grăit până acum, dacă ne-au fost rușeni? Replica lui Lucian Blaga. Dacă mi-a fost. Frumoasă ți-s ochii așa de negri încât seara când stau culcat în poala ta îmi pare că ochii tăi adânci sunt izvorul din care curge apa peste văi și peste munți și peste șesuri îmbrățișând pământul cu o mare de întuneric. Așa de negri
ochii tăi, lumina mea. Poezie de dragoste scrisă. Da, poezia lui Blaga. Da. E poezia mea preferată din tot ce a scris Blaga. Da, Izvorul nopții, nu știu cum... Da. Tu ai ceva de intri în mintea oamenilor și apoi scapi în sufletul lor, pentru că altfel cum să-mi fi citit gândurile și să fi recitat chiar poezia mea preferată? Uite că a fost o întâmplare, dar de drag. De exemplu, eu am cunoscut și am fost prieten și să încheiem probabil, te-ai cam plictisit și tu, eu nu. Eu sunt în stare să o iau de la început, trebuie să spun că, de exemplu, o poezie care... mi-a plăcut foarte tare, scrisă de un prieten de-al meu, Arpelean, care avea numele Ion Crânguleanu. Așa îl chema. Am avut bucuria să-l cunosc și pot să spun un lucru. Nimeni din toți poeții pe care știu eu, și știu pe toți, nu recita ca acest Crânguleanu. Și ce ai învățat de la el? Poezii de ale lui. Uh-huh. De exemplu, mama m-a purtat în pântec, strâns în brâie. Lumea să nu știe că va naște un copil îndată ce va face cununie. Geaba mă purtase mama în strânsori. Ochiul lumii vede și în soare. Oamenii strigau cu guri înveninate că-s copil făcut de fată mare. Poate coțica încă îndrăgostită de păduri și de izvoare repez mi-a lăsat în noaptea de ispită să mă nasc între păduri și lespezi și mi-a pus în mână fluierul de os, învățându-mi inima să cânte. Mama tace de o întreb ades, de nimic nu-și mai aduce aminte. Mama m-a purtat în pântec, strâns în brâie, prin păduri și lungi, plângând mereu, poate de aceea ca un cântec dat mi ca să trec prin lume eu. Ion Crânguleanu. Minunată poezia, nu... Nu știa. Chiar nu știam. Știu multe poezii pe care tu nu le știi. Poezia lui Maiakovski, care îmi place mie, se numește Scrisoare din Paris, pentru că fusese trimis la Paris ăsta Maiakovski. I s-a dat voie să plece într-o călătorie prin Europa și îl spune scrisoare din Paris către tovarășul Costrov despre esența dragostei. Scumpe tovarășe Costrov, iertați-mă cu a voastră larghețe și mă copleși cu o parte din strofele despre Paris. Pe lirică, azi le voi cheltui. Închipuiți-vă, în salonul de sus, de perle sclipind, o frumoasă apare. Și acestei frumoase i-am spus, bine sau rău, i-am spus oare, eu frumoasă sunt din Rusia, în țara mea, peste tot cunoscut, văzut am femei mai frumoase, cu mia, fete mai zvelte am văzut. Fetelor le sunt dragi poeții. La minte și glas îi tai pe mulți. Ce, vă plictisesc cu vorba? Nu-ți cer decât să mă asculți. Pe mine n-ai să mă prinzi niciodată cu fleacuri, cu o pereche de sentimente ce trec, uite așa. Eu sunt rănit de amor pentru veacuri și mă trăsc abia. Dragostea mea nu prin nuntă o măsoară. M-ai părăsit? Strastice. Norocul se poarte. Eu, tovarășe, nepăsător, peste cupole, scuip de departe. Dar ce să mai întinde cuvinte seci? Gluma la ce ar mai continua? Eu, tovarășe, n-am 20, ci 30 de ani și ceva. Dragostea nu înseamnă
clocot mai mult. Nici scrumul cărbunelui flacără. Nu e. Dragostea ceea ce din ai pieptului munți mai sus de jungla părului sui. Iubești, asta înseamnă în zor de zi, ca o torță scânteind cu toporul lemne să tai, jucându-te cu proția, propria-ți forță să te scoli, nedormit din pat pe Copernic. Foarte gelos. Și nu al Mariei Ivanova să-ți fie rivalul primejdios. Dragostea nu e un rai liniștit. Dragostea ne trâmbițează de zor, că de nou e pornit al inimii înghețat motor. Firul spre Moscova ți-a întrerupt. Anii întind între noi depărtare. Cum să vă explic mai pe scurt această atât de frumoasă și de stranie stare? Știu. Stele ard pe glob în pace. Focuri suie până la ele. De n-aș fi poet, aș face sigur cititor în stele. Piața-i zgomot greu, birje trec ca în zbor, din carnet îmi scot o foaie, versuri scriu de zor. Mașini își trec farurile raze, nu mă calcă. Mă înțeleg, omul extazie, cu imagini și idei plin cu vârf sunt iar, chiar și urșilor, hei, aripioară, creștele, așa cum am bodega în care am descins, fierbtau destul, toate acestea din gură și a zborul a prins cuvântul dragoste, cuvântul iubire, iubire, iubire spre creste, coada-i plesnește o treime din cer, și arde pentru ca după plac doi îndrăgostiți să privească singuri spre cer și spre chioșcul de liliac, ca să conduci, să veghezi, să ridici pe cei cu privirea slăbită, pentru că al dușmanului cap să-l retez cu sabia coadă de stea aurită. Singur pe mine mă ascult și aștept ca la întâlnire, curând, să izbucnească la dumneata și la toți cei pe care îi știu dragostea, iubirea, larg răsunând, focul, apa, mari furtuni, vin, înaintează. Cine le poate sta în drum? Crezi că poți? Probează. Vladimir Maiakovski. Ce nu-i frumoasă poezia? Dar de ce? Vă mai spun 10 poezii. Poezia asta trebuie să o ascult de 10 ori. Nu. După ce publicăm acest podcast. Ce ți-a mai rămas de făcut, Florin? Mi-a mai rămas de făcut. Un pulover. Nu un pulover, atâta să facem o cremă de ciuperci. Ce mai ai din misiunea ta? Ce mai e? Din misiunea ta, ce mai ai de împlinit? Nimic, nu mai am nimic de împlinit decât să știu și spun foarte adevărat, recunosc. Am mai spus-o și îmi pare rău că am spus-o. Acum îmi pare rău, dar o repet pentru că e adevărat. Am auzit foarte mulți, n-am spus prieteni. Cunoștințe. Multe, da, cunoștințe, nici asta nu-mi place cuvântul, că l-am folosit împreună cu altcineva și am spus, tu ești un... Din greșeală am spus, cunoști. Cunoștințe sunt toți. Și ei doi, și Cătălin,
Ștefan n-au avut de lucru și au aplaudat, dar vreau să spun că ei nu știu despre mine aproape nimic. Ei nu pot să mai fie doar cunoștințe. Astăzi, stând de vorbă, auzindu-mă cât de cât, la câteva momente când au zâmbit amândoi, pentru că eu am chestia asta, văd în jurul meu ce se întâmplă. Prieteni sunt toți. Eu sunt prietenul tău, eu cu prieteni. Nu știu, sunt oameni pe care în clipa când îi văd, recunosc că replica nu e a lui, e de la mine luată, a lui Junioru, care a spus, cred că de la mine, pentru că m-a auzit de multe ori vorbind, n-am fost eu așa absent cum spune el. Asta e o chestie așa de... A fost și el interesant, așa să spună lumea, bă. Nu l-a avut pe tasul, m-a avut. Dacă avea un tată bun, nu era ca mine. De plin de suflet pentru el. Dar cuvântul ăsta, prieten, se folosește foarte des. Cunoștință nici nu mai spun. Sunt oameni care în momentul în care mă uit, asta e replica care a spus-o el, îmi place de dumneavoastră, i-a spus doamnei cu care a făcut această emisiune, că vă uitați în ochii mei. Așa mie drag să vorbesc cu tine și te știu din cauza că te uiți la mine în ochi. Când văd pe unul că vorbesc cu el și nu odată mi s-a întâmplat, e cu privirea, eu vorbesc și spun, nu o poezie, orice. Și se uită pe lângă mine sau în dreapta sau în stânga și nu se uită la mine, pentru mine e o chestie, pentru mine e pierdut cumva. Nu a intrat aici în inima mea. Și sunt oameni veniți. Sunteți Florin Persic. Zic, da. Intrați, Lele. Păi sunteți dumneavoastră cu mașina asta? Unde mereți? Zic, mă duc la Gura Râștii. Dar v-am văzut că ați făcut autostop. Poftiți, stați aici. Ai voie să viu lângă dumneavoastră? Da. Să uita în ochii mei. Tați. Nici nu știți ce bucurie îmi faceți. Eu n-am crezut niciodată. V-am văzut la televizie. Îmi place ce faceți acolo. Mi-a plăcut. Și dumneavoastră locuiți aici, lângă Someșul Rece. Zic, da, la Gura Răștii, da, păi da, eu stau un pic mai încolo. Bravo, Lele. Și mă duceți? Sigur că vă duc. Păi de ce v-am văzut că ați făcut semn cu mâna. Păi de ce am oprit mașina? Nu iau pe oricine, pe dumneavoastră v-am luat. De ce? Păi m-am gândit la mama, la... Mi-e drag de dumneavoastră, îmi place. Vai, domn Florin, veniți până la mine acasă. Viu. Vreau să vă dau ceva. Ce? Niște ouă. Dați. Bine, viu. Și plec cu ea. Și ce știți că vreau să vă spun ceva. Ce? Așa de re s-a făcut lumea asta că mă mir că să mai face ziua. Ce vrei, mă? Așa de rea s-a făcut lumea asta că mă mir că se mai face ziua, adică să fie întuneric tot timpul. Asta-i, asta da, recunosc că asta n-o spus-o nici Eliade, nici Eugen Ionescu, nici alții, ci-o spus-o Lele asta, Elisabeta o cheamă, Elisabeta, regina Angliei, Elisabeta, dintr-un sat care e dincolo de unde locuiesc eu la cabana. Vai de mine, domn Florin, așa de bine îmi pare că m-am văzut. Nu mă lăsați să vă țuc un pic. Bă, cum să nu? M-a luat în brațe, m-a pupat. Pot să nu mă duc pe la ea?
s-o întreb dacă e sănătoasă, dacă are nevoie de ceva. Să-i duc niște covrigi, să-i duc aia, să-i duc aia. Iar ați venit la mine, păi dacă mi-a fost drag de dumneavoastră. Și, și mie mi-e așa drag, să știți că eu la televizie mă uită timpul și vă caută timpul să apărez. De ce nu apărez mai mult? Păi zic, nu apar că ăia nu mă vor. Cum adică? Păi zic, nu vă speriați, nu mă vor că să ocupați cu politica. Napoi cu politica asta am mult ce să vă spun. Și uite, tot așa am rămas cu vorba asta. Așa s-a făcut lumea de re, că mă mir că să face ziua. Așa atunci eu de ce să fiu rău? Cu tine, cu Ștefan, cu Cătălin, cu Cristina. Cu Cristina. De ce? De ce să fiu rău? Sunt alții care simt că vor să mă... Am scris în carte la un moment dat către final. Să-i sunt mulți care vor să mă... Ăsta, dar pe mine mă lasă rece toate chestiile astea, pentru că știu tot ce am făcut, am făcut din toată inima mea. Cartea asta trebuie să fie un bestseller. Nu trebuie, ar trebui, ar vrea să fiu. Eu nu, nici nu m-am gândit. Mulți mi-au spus că să știi că... astăzi am primit un mesaj, pentru că doamna Munteanu aici și a venit să mă conducă la această întâlnire cu tine. Ai vrea să citești ce mesaj printre... Așa ai spus că sunt mii de mesaje. Dacă legate vrei, poți carte. Citește-mi un mesaj, mesajul trimis de o doamnă uite, care deja a citit cartea. Te rog să-ți cauți. Ai mesajul? Vrei să-l citesc? Da. Nu, că-l citesc direct de pe telefonul Cristinei. Da. Mulțumesc, domnule. Vrei să-l citești tu, Florin, sau îl citesc eu? Tu îl citești, că tu ești moderatorul. Eu am vorbit atâta de am făcut clăbuci la gură. Da, hai. Felicitări pentru cartea pe care deja am comandat-o și citit-o. Citit-o. Simt că am asta în mână... Asta auziți. Un... Și a comandat-o, primit-o și o citit-o. Simt că am în mână un bun național care îmi spune atât de multe despre viață. Am râs și plâns alături de dumneavoastră și cu greu am lăsat cartea din mână. Nici nu mi-am dat seama când a trecut timpul, deja era ora 3 dimineața. Sunt recunoscătoare pentru tot ce a scris și o recomand cu drag tuturor. Este o bijuterie pentru toți românii. Și semnează? Livia. Livia? Livia. Cine poate să fie Livia? Livii sunt multe. Păcat. Imagini rare, doamnelor și domnilor, cu Florin Piersic uitându-se în oglindă în propria ei carte. Eu n-am ouă să vă dau, domnul Florin, că nu o ad găina săptămâna asta la noi, la podcast. Am și eu o carte pe care atunci când o să te întorci de sărbători la Gura Râștii, lângă Cluj, mi-ai făcut și la așa cabană, un cadou, nu mai îmi face altă. Ar fi trebuit să-ți dau pistoalele înapoi. Ați auzit, doamnelor? Nu, e un vinars vechi de 25 de ani, un vinars pe care vreau să-l fac cadou din partea prietenilor noștri de la Beciu Domnesc și a podcastului Fain și Simplu, ce pentru unul dintre cei mai mari și români asta, în viață. Și de ce? Nu trebuie să... Este vinars, pentru că francezii au ce au, vinars, da. Vinars. E un vinars de colecție de 25 de ani. Râdeți că voi aveți vreo 10 sticle din astea, așa? Vă dau vouă dacă vreți. Zic după ce terminăm înregistrarea, dar numai un singur invitat în afara ta, Florin, l-a mai primit. Așa au vrut oamenii de la Beciu Domnesc, cărora le mulțumim tare mult pentru prietenie și când sunt în fiecare săptămână alături de noi. Și eu vă mulțumesc. Avem parteneri din România cu care ne mândrim și le mulțumesc pentru tot anul ăsta, partenerul nostru principal, CheckBank, Banca Românilor de peste 160 de ani, compania Beciu Domnesc și încă un, nu-i zic nici cunoștință, nici prieten, ci zic partener. Florin Piersic, simt că sunt partener de dragoste cu tine și îți mulțumesc, sunt recunoscător pentru clipa asta minunată. Eu sunt recunoscător pentru faptul că m-ai primit și cu întârziere îți cer scuze. Doamne că te-am
tot amânat și am spus am să vin și n-am venit, dar până la urmă am venit. Dacă vrei să putem te ridici, să ne și îmbrățișăm pe final? Asta și vreau. Vezi, întotdeauna... Mulțumesc. Întotdeauna am simțit, dincolo de dragostea față de actor, o dragoste de asta de fiu față de, de tine. Ești... Foarte frumos ce mi-ai spus acum, e foarte. Și eu n-am spus asta decât tatălui până acum. Așa am un tată care e în viață, mă iubește și îl iubesc nespus. Să trăiască, să-ți dea Dumnezeu numai bucurii. Tot ce-mi doresc mie, vreau să ți se întâmple. Ție, spun cu toată sinceritatea. Niciodată, dar niciodată cât am să trăiesc, n-o să fie o clipă decepționat de prietenia, de dragostea pe care eu ți-o dăruiesc din toată inima și îți mulțumesc. Nu spun oricui lucrul ăsta, dar ție îți spun. Iar cartea pe care e, spun adevărul, e astăzi, la tine am văzut-o. Până azi eu n-am văzut această carte. E semnată Florin Piersic, mi-e drag că o să-ți las stiloul ăsta ca să să-i lași autograful. Și înainte să le transmiți un mesaj celor care ascultă Fain și Simplu și cărora mulțumim pentru toată călătoria anului ăsta, un an care ne-a dus din înălțimele Athos-ului, unde am făcut două episoade minunate, până pe scena Ateneului Român, unde am făcut două conferințe absolut înălțătoare din punct de vedere cultural. Vreau să vă mulțumesc pentru călătorie. Nu puteam să terminăm mai frumos în 2022 decât cu Florin Piersic. Atâta mai vreau să te întreb. Dacă ți-e frică de moarte, Florine? Asta am vrut să spun. Am început și n-am terminat. Pentru că eu asta ți-am spus, că niciodată nu am spus cum spun alții. Am început să spun. Că mulți ăștia nu mă interesează, știu că toată lumea moare, o să mor și eu. Mie mi-e frică de moarte. Nu pot să-ți explic de ce. Că ai și văzut-o. Ai și văzut-o de mic. Am văzut-o de mic, știu la ce te referi, la Lucica, dar poate că atunci... Știi ce mă îngrijorează? Faptul că foarte mulți, aproape toți, cei care i-am avut foarte aproape de mine, de sufletul meu, de mintea mea, gândește-te numai la colegii mei de facultate, nu mai vorbesc de cei din liceu, care aproape că nici nu mai sunt, care mi-au fost foarte dragi, pentru că toată copilăria mea am trăit-o în liceu la Cluj, la liceu de băieți numărul 3, seminarul pedagogic universitar. Acolo eram cei care eram aleși ca să facem parte din elevii liceului la care eu am învățat. Dar din ei nu mai e aproape niciunul. Aproape pe niciunul. Iar din colegii mei din promoția noastră, care era după promoția lui Amza Pelea, Rebenciuc, Silvia Popovici, Sanda Toma, care zilele trecute ne-a părăsit și ea, și alți mulți actori, Titi Rugăreanu, Ion Marinescu, toți ăștia care au fost din generația de aur, cum și-au spus ei, Albulescu, toți aceștia sunt din generația de aur, că așa s-au numit. După 4 ani era generația noastră, care se chema generația de argint. Deci după aur eram noi, elevii lui Sadovea. Ei erau elevii lui Aura Buzescu, lui Băltățeanu. Și noi eram a Sadovei și noi... Eram 22 și mai suntem 3.
Adică nu mai e decât Liviu Crăciun, colegul meu de clasă de facultate, este Gheorghe Popovici Poenaru, care e plecat la Montreal și unde e profesor cumva la un fel de facultate, unde face actorie cu cei care au plecarea asta spre teatru și el le cultivă cât de cât. Și al treilea e Florin Piersic. Și al treilea e Florin Piersic. Ar mai fi o singură persoană pe care o amintesc cu foarte mult drag și care mi-a fost parteneră și care e suferindă, Ioana Bulcă, care mi-a fost parteneră în Peer Gynt, a fost la debutul meu și după aceea a fost în piesa Trei Generații și în alte piese, chiar și în piesa asta de care v-a vorbit, Idiotul, era una din fetele Epancinei. Deci vă să zic că ți-e frică de ea. Da. De doamnă. Mi-e cam frică, te cunosc și trebuie să vină, știu. Dar nu știu unde mă va prinde. Dar ai cea mai puternică armă. Care? Iubirea. Pe care ai recitat-o, ai povestit-o, ai jucat-o, ai dăruit-o toată viața. Îți mulțumesc mult de tot, Florin. Eu îți mulțumesc. Și dumneavoastră care v-ați uitat la mine și m-ați prins și în momente mai dificile, ca să spun așa, că nu pot să fiu mereu isteț, deștept și neprevăzut. Poate că poveștile astea ale mele le știți foarte bine. Sau le-ați mai auzit. Sau poate nu le-ați auzit niciodată. Aici, în cartea asta, chiar foarte bine am spus, sau bine a spus acest foarte apropiat de mine, care este Morar. Am avut un titlu bun, Sfârșit fără sfârșit. Într-o zi am spus, ce-ar fi să scriu eu un final? Să mă despart de oameni cu o speranță. Pentru că dumneavoastră, da, nu glumesc, sunteți speranța mea. Vreți să vă spun ceva, dar să țineți minte. Dacă mai trăiesc acum, trăiesc din cauza dumneavoastră. Din cauza dumneavoastră trăiesc. Mă împingeți înainte. Știți ce a însemnat pentru mine faptul că am scris această carte? Știți? Vă spun eu. Am primit mii de mesaje în care unul singur să fi scris, lasă-ne mă cu toate poveștile astea ale tale. Nimeni nu mi-a scris ceva rău, numai lucruri bune. Îmbrățișându-mă, spunându-mi, vă dorim să trăiți nesfârșit. Știți ce e asta? Nimeni nu trăiește nesfârșit. Dar pentru mine, vorbele dumneavoastră sunt aerul pe care respir. Serios vorbesc. Să țineți minte că întâlnirea asta a mea cu domnul, cu, nu-mi place cuvântul, că iarăși ne întoarcem la prietenie, cu cel care mi-e foarte apropiat, vorbesc de Mihai Morar, trebuie să vă spun că dumneavoastră mi-ați dat, îmi dați ani înainte. Mai vreau să trăiesc puțin, să mă bucur de tot ce mi-ați scris și de ce îmi scrieți. Cum adică dumneavoastră ați cumpărat această carte? Deja să mi se spună mie că această carte a fost cerută până acum de cât? Punem o cifră. Oricum nu e valabilă până când difuzăm podcastul. Da. Se multiplică. Cum adică? Dumneavoastră ați cumpărat și când o să o citiți, o să vă gândiți că eu am vrut să vă spun ceva din ce mă doare, ce mă bucură,
ce m-ar bucura, dar cel mai mult mă bucură faptul că sunteți cu mine, împreună cu mine. Sunteți ai mei și eu sunt al dumneavoastră. Vă mulțumesc că m-ați ascultat azi. N-am fost în forma mea cea mai bună, dar în altă viață vă promit că o să vă fac un program extraordinar. Vă sărut, vă îmbrățișez pe cei de la tehnică. Vă sărut amândoi. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Crăciun fericit și mulți ani. La fel și ție și tuturor celor dragi ție, bravo. Mergem. Mulțumesc mult de tot.